Peste foarte puțin timp vine deja celebru Virgiliu Stroescu, nutriționistul care aruncă în aer toate regulile, practic tot ce știam că e bine până acum, omul ăsta vine să demonteze sau aproape tot. Nu știam că există atâtea controverse în această lume. După emisiunea de miercuri trecută, joia trecută au izbucnit scandaluri, am primit mail-uri, sute, mii de interpelări, oamenii vreau să știe dacă omul ăsta e în regulă sau nu. Noi spunem că e în regulă, să vedeți astăzi și o să ne spună, așteptăm mail-urile dumneavoastră și toți medicii, toți oamenii nutriționiști, toți cei care nu sunt de acord cu acest om, îi rog să ne trimită prin e-mail o poziție sau să ne spună părerile lor. Suntem în direct, așadar vom intra în legătură cu cei mai în formă oameni care îl contrează pe Virgiliu Stroescu, omul care a fost nutriționistul Nadiei și așa mai departe la Lotul Național, Gabi Sabo, iată, face valuri în România, spune lucrurilor pe nume, afirmă domnia sa, și veți vedea ce va fi. Am revenit, suntem în direct, omul e aici, e valabil, așteaptă întrebări. Toate întrebările la nașul în seara asta, încercăm să punem cât mai multe întrebări. Domnul Virgiliu Stroescu este vegetarian de vreo 2 ani de zile și tot vrea să mă convingă să fiu vegetarian. Eu nu vreau, sunt încăpățânat, nu știu dacă o să reușească vreodată, dar vă mărturisesc că la început eram foarte curios să văd cum nu are argumente acest om. Surpriza a fost mare și de asta am fost foarte curios să mai facem o emisiune, cel puțin, în momentul în care mi-am dat seama că foarte multe lucruri din cele spuse de domnia sa sunt logice, foarte logice. Și îmi plac oamenii care gândesc logic și care au dreptate fără să folosească termeni de specialitate, astfel încât să înțelegem și noi. Dar începem întrebările. Bună seara! Bună seara! Vă întreb repede, că o să avem multe întrebări. Întâi, sunteți dezinformat. N-am niciun gând să vă fac vegetarian. Eu vreau să spun niște lucruri care le-am găsit foarte interesante și fiecare să mănânce ce vrea. Nici nu pierd, nici nu câștig nimic că sunteți sau nu vegetarian. Nu mi-am puțin dar să aceasta. Știți că brutăria trebuie să o facem. Da, ne cer oameni să facem brutărie. Da. Dar în privința vegetarianismului de aceea, uite, stați, vreau să spun câteva cuvinte chiar la început, așa, să mă recomand întâi. Foarte mulți mă consideră puțin... Să nu zic excentric, ciudat așa, ce se pune ăsta așa, să nu zic și alte cuvinte mai puțin elegante, știți, da. Ce se pune el, ce vrea să facă el, nu vreau să fac nimic, am găsit niște lucruri foarte interesante și păcatele știu numai eu. Le împărtășesc, dacă cineva vrea, bine, dacă nu, nu, dar totuși e bine să știe. De exemplu, dar întâi haideți să discutăm o noțiune care să rezolve problema noastră. Prima oară am vorbit despre adevăr, spuneam că este adevăr. Și neadevăr. Acum eu altă noțiune și vă spun, rezolvă jumătate din emisiunea noastră. Ce însemnează cuvântul bun și bine? E o noțiune foarte relativă. Ce cartofii prăjiți sunt buni. Bun la ce? La gust. La gust. Dar în același timp, asta trebuie să o știm, că suedezii din 2003 au dovedit că cartoful pus în ulei încins formează o substanță acrilamida care dacă omul consumă foarte des, poate să dea un cancer de colon care îl face să plece din lumea noastră mai devreme decât trebuie. Dacă îmi spune suedezii, vă referiți la studii adevărate sau mare, un suedez cea care... Cea mai mare universitate din Suedia se numește Karolinska, unde doamna Curie a luat... Premiul Nobel, așa este, unde se dau premiul Nobel. E cea mai mare a Europei. E bine, au făcut niște studii și nu două, trei bucățele. Și după studii îndelungate și-au luat curajul, cum fac și eu puțin curaj și le zic și eu, da. Așa? Și a spus, domnule, opriți-vă puțin în privința asta. Deci, practic, dumneavoastră și ce spuneți acum, dar ce înseamnă cantități mari? Dacă mi-e poft așa o dată pe lună să mănânc cartofi prăjiți, cred că nu o să fac cancer de colon, dă-l încolo, de colon. Stai să luăm încet. Îl facem din plastic. Organismul nostru, și vreau să intrăm puțin în el, ce se întâmplă? În momentul în care dai niște lucruri foarte largi, jumătate de întrebări se duc. Pentru că oamenii încep să înțeleagă. Cine vrea să schimbe lumea, cum vreau să fac eu, trebuie întâi să o înțeleagă. Dacă nu vrei, nu știi ce să faci, nu știi unde să ajungi. Ne învârtim cu 17 ani în jurul cozii, că încă nu știm ce vrem.
nu avem o lumină clară unde să ajungem, ci fiecare vine, unul face una, unul face alta. Hai să mâncăm vegetarian, ce înseamnă aia? Păi scoatem tot și mâncăm, dar nu e așa. Nu e suficient, corect. Adică trebuie gândit. Întâi ca să faci un lucru trebuie să-l gândești. Bun, dar vă întrebam de cartofii prăjiți. Imediat. Deci, mai întâi ca să faci, trebuie să o gândești. Și atunci, în privința aceasta, trebuie să înțelegi niște lucruri. Cartofii prăjiți, dacă mănânci o dată, nu mori. Că organismul nostru nu te omoară pe loc. Dar se cumulează. Azi puțin, mâine puțin, câte un pic, nu până nu rămânea nimica, că se distruge viața. Deci organismul nostru e foarte complex. E o uzină incredibil de interesantă. Da, chiar dacă auziți, organismul nostru nu are și un antrenament, pentru că românii mâncau cartofi prăjiți mult și poate mănâncă fiindcă e alimentul săracului. Stați puțin. Poate că și organismul nostru o fi mai obișnuit, antrenat. Dacă s-a dovedit că un lucru este rău, de a zic rău sau bun, un lucru e foarte gustos. Cine spune că acești cartofi prăjiți cu și puțin usturoi, așa rumeni, cu mirosul acela inconfundabil, domnul, când deja simt acolo, mirosul. Da, așa. Da, aduceți o tavă aici, auzi, da. Da, puțin usturoi, știi, să-l vezi așa și forma ce cum scârție, e excepțional, nu? Dar dacă s-a dovedit că uleiul încins împreună cu amidonul face o substanță foarte gustoasă, dar care poate să prescurteze viața, scurteze viața. Nu trebuie să-mi pun o problemă și eu în glagoria mea că avem acest gânditor, printre altele, dar fără să dăm cu capul în minge ba cu el, da, hai să, prăjim, să gândim cu el. Să prăjim uleiul în altceva. Dar nu trebuie prăjit uleiul. Aici uleiul, cartoful. Dar nu-l prăjești neapărat, îl cucoci, îl fierbi. Dar încins, uleiul încins e o travă de substanțe care sunt nenorocite, care fac rău. Știi, bă, ce fel de ulei? Orice ulei încins. A, orice ulei. Păi hai să luăm uleiul care avem la alimentare. Păi care de se spune că uleiul de măsline e senzațional. Întâi luăm uleiul și dăm 180 de grade ca să-l extragem până la 220, vă închipuiți. Rafinare. După aceea îl faci să fie transparent. Și a treia oară îl încinci tu. Vă dați seama ce nenorocire a acelui ulei? Apare acroleină, tot felul de substanțe aromatizate, tot felul de substanțe care sunt toxice. S-a luat ulei, iar verificat, vă spun și anul, am aici material, uitați că e suficient. S-a dat la șobolan după ce a încins uleiul și a făcut afecțiuni hepatice. După 180 de grade dat, afecțiuni grave hepatice. E dovedit. Încingerea uleiului e sănătos. Dar uleiul neîncins, uleiul e bun? Am zis puțin. Da. Iar fac o prostie, iar fac o nebunie. Când toată lumea face chifteluțe în ulei, când face cartofi prăjiți în ulei, eu să zic că nu-i bun uleiul încins. Ceapa în ulei încins e o travă, nu-i sănătoasă pe organism. Și de aceea când cineva e bolnav de ficat și gata să moară, nu mai faceți rântaș, nu mai puneți că. Dar de ce să ajungi acolo să nu fii mai devreme? Deci înțelegem ideea asta, e important. Oameni buni, după ce m-ați înțeles, faceți cartofi prăjiți. Să vă spun încă o poveste foarte interesantă, luminează absolut totul. M-am împrietenit cu o familie de mare compozitori în țara noastră. Și avea un băiat, clasa 11. Și spune cartofi prăjiți. Și prima reacție, care a fost? Întâi a zâmbit de mine, s-a uitat la mine, a râs puțin de mine, dar a tăcut. A doua îmi spune, domnul doctor, am vorbit cu mămica, și după ce mi-a spus de cartofi prăjiți, am mâncat o doză dublă. După vreo două săptămâni, spune, ce mai faci, mă zic, am mâncat cartofi, de acum mănânc de trei ori. Ce nu, de acum mănânc cartofi. De ce? Am vorbit cu mama și cu tata și mi-au explicat că e pericol să mă îmbolnăvesc, să-mi scurtez viața. De azi vă promit că nu mai mănânc cartofi prăjiți. Mănâncă-mă când vrei, o dată, din când în când, zic că dacă nu-i bun. Deci, adevărul are trei timpi. La prima se râde în față și de aceea, să vedeți pe aici apar. Așa. Sunt cei care gândesc mai lent. A doua, sunt hotărâți ortodoxi care nu renunță la sistemul lor și începe lupta și de bea în punctul 3 învinge rațiunea. Și deci eu spun adevărul științific, sunt om de știință. Am lucrat în Academia de Științe Medicale și nu-mi permis să spun prostii. Dar încă ceva, nu vreau să schimb pe nimeni. Dar trebuie să știm totuși că sunt niște adevăruri pe care dacă le călcăm se întâmplă exact cu calci pe greblă. Nu-ți dă constructorul în cap, nu Dumnezeu a vrut să faci ceva. Ci greblă te-a trosnit. Cine calcă legea, s-a ars. Faci cu cui, uite aici. Bun. Și atunci trebuie să ne gândim că acești cartofi prăjiți sunt delicioși, cu cât îi mâncăm mai rar, cu atâta ne fac mai puțin rău. Ei au hrană, au substanțe hrănitoare, foarte bune, ca amidonul, tot amidon rămâne. Dar acea poșghiță de ulei încins e o bucățică a satanii înăuntru, de cancer.
și amestecă treaba respectivă. Acum, domnul doctor, sincer vă spun, acum tot ce e bun are un pic de satan acolo. Păi ce se întâmplă? Acel ceva rău e posibil dacă se acum că crește, știți, azi puțin, mâine puțin, uiți că e rău. O tumoră, ca să se facă de un centimetru, e nevoie de 5 ani. Dar după ce a apărut, își poate înmulți volumul în câteva luni. 10 la puterea, să spunem, 8, e nevoie de 5 ani. 10 la puterea, sau 9, la puterea 12, dintr-un gram faci un kilogram tumoră. Deci merg în ce lucrurile. Și e bine ca înainte să se ducă nenorocirea să te gândești. Nu simți nimica. Ei și ei și ei. Dar momentul în care s-a spus, domnule, ce am găsit? Știți cum se întoarce? Am pacienți. Domnule, zic, ai cancer. Totul se întoarce peste cap. Toate planurile se întoarce. Dar cum e diagnostica? Sau cum? Vine unul cu o operație, vine unul cu ceva, vine cu o gușă, nu știu cum, și îi spun, domnule, ai cancer. Sau am avut, de exemplu, un pacient care a strâmbit vreo 15 kg. Și l-am dus la cea mai mare internistă a țării noastre, la Colentina. Și a venit cu diagnostic cancer pulmonar. A dat mâna cu mine și mi-a zis, vă mulțumesc, dar de azi viața mea are altă turnură. Voi trăi luni. Ce poți să-l ajuți pe omul ăsta? Ce se mai face? Ce se mai spune? Și spunea așa, dacă știam înainte să nu fumez. Și acum spun la toți, dar cine mă aude? Cine mă înțelege? Observați? Da. Deci, sunt adevăruri crunte. Noi, medicii, suntem exact la granița între viață și moarte. Haideți la viață. Și observăm că dacă dai unui om ghiontul și începe să înțeleagă, va trăi foarte mult și foarte fericit. Bun, dar să avem ce mânca dacă tăiem totul de pe listă. Vă întreabă cineva din emisiunea trecută. De ce să tăiem totul? Păi priviți cât este de plină piața, ce-i totul? Că nu-i totul carnea. Și încă ceva, eu nu zic să nu mâncăm carne. Mâncați, oameni buni, carne. Că nu-i nimic. Este un aliment carnea. Dar pe lângă alimentul acesta are înăuntru colesterol, o substanță care este primul inamic al sănătății publice mondiale, este teroristul unu a planetei. Și fără să vrei sau vrând, îl bagi în tine. Nu te obligă nimeni. Da, mulți confundă, spun așa, dom'le, dar nu orice, carnea slabă n-are colesterol atât de mult ca grăsim. Toate substanțele de origine animală au colesterol. Toate. Au colesterol. Dar în cantități diferite. Da, se acumulează. Asta intră ca la cec. Dau azi 5, se adună. 5, 25. Cum, aici e nenorocirea. Bolile cronice sunt cumulative. Adică nu apar din... Dacă ar fi dintr-o dată și o să simți că tremur... Dar pălinca nu dizolvă colesterolul? Stați puțin că... Alcoolul... Haideți să luăm și pălinca în două cuvinte, că le morim jumătate din întrebări. Se întâmplă. Pălinca are atâta aciditate încât ea omoară milioane de celule când o punem în noi. Uite, dați cu limba pe cerul gurii și pe obraj. Simțiți ce fin este? Acolo sunt mii de celule una lângă alta, drăguțe, inocente, domnișoare, fine de tot. În momentul în care am pus puțin alcool, toate s-au coagulat. Și moare exact un etaj întreg, o plapumă întreagă, aveți, de celule. Mor pe loc. Deci alcoolul apoi, ucide. Apoi, în momentul în care am înghițit, tot esofagul este... Pun strat omorât în stomac și la iar în stomac fiind mucus se mai oprește. Dar tot acel traiect este distrus. Apare... Ce bun a fost și pentru cei puternici. Puternici unde aici? Dar e gustos. E, spune să nu guști alcool, să nu guști rachiu, să nu guști tărie de bihor, să nu guști whisky, nu? Ce se întâmplă? Și totuși să înțelegem un lucru foarte clar. Că aceste substanțe distrug mucoasa noastră fină și delicată pe unde trece. Dar nu mori pe loc. Dar totuși nu-ți face bine. Nu, da, ajută colesterolul, că așa se spunea, că de-aia cu slănină ceapă trăgeai o pălincă. El într-un fel, modifică niște probleme. Însă, nenorocirea este, și acum vreau să intru undeva mai delicat. Spunea un profesor de farmacologie, iar teorie, iar nebuneală, că orice pahar de bere nu trece neînschis în creier. Fiecare de picătură de alcool ajuns în sânge, întâi că ne ajunge sistemul nervos central. Și exact cum omoară analcidul muștele, așa omoară alcoolul celulele sistemului nervos. Și gândim mai puțin, iubim mai puțin, ne enervăm mai puțin, ne reținem mai puțin, dar foarte puțin, cam miliarde. Deci orice
pahar picătură. De bere, da, atacă. Dar avem atâtea milioane că nu contează. E, ce contează? Îmi fac cheful, foarte bine. Dar ține minte, în spatele ei asta vreau să fac eu. Dom'le, nu te opresc. Mănâncă ce vrei. Chiar din contra, fac ca dar de ce e așa de nedreaptă lumea faceți asta? Faceți ca prietenul meu, au zis, mâncați forțe drup dublă. Dar... Da. Nu face bine. Aici toată dar de ce logica, e așa de... Copiți. Nu înțeleg, e atâta echilibru pe lumea asta, sau așa pare, la prima vedere, la prima vedere. Așa. Dar, cum să spun, noi suntem un organism incredibil, da? Și constatăm că s-au inventat toate lucrurile posibile care să distrugă organismul. De la arme până la... Exact. Uite și paharul de bere. Eu te-l trec și pe ăsta, ucigaș. Până ieri ziceam că e băiat bun. Nu el. Deci alcoolul. E o substanță străină organismului uman. Da, și în cantitate cât de mică. De aceea eu nu zic nu consumați, beți și fiecare cât doriți. Dar țineți minte un amănunt, că alcoolul, în cantitate infimă... Bine, vă întreb altfel pe dumneavoastră. Da. Cam cât alcool consumați dumneavoastră într-o lună? Păi, nu înțelegeți că eu, fiind un om puțin bătut în cap, când am înțeles că alcoolul face rău, am spus cu acest alcool nu vreau să mai am treabă și nu mai consum alcool. Deloc? Deloc. Și uite, nici un pahar de vin, așa? Da. Sunt de multe ori râsul prietenilor, nu? Zâmbete. Și când explic logic, dacă pot să fie așa, eu nu pot. Nu te-am oprit eu. Încă ceva. Spunea profesorul Păun o chestie extraordinară. Male profesor Păun. Unde male somitățe. Radu Păun. Nu s-a atât de... Fost și ministru, au zis puțin. Da. Un om avertizat... A, ministru, cred că minte, un așa. Om avertizat, unul care n-avea niciun fil de păr. Tot părul era, avea... A fost, unul din, și chiar spunea Enciclopedia Medicinii Românești. Și avea un proverb, mi-am lucrat cu dânsul vă 3 ani de zile și mi-a spus un lucru interesant. Un om avertizat face că 2, în orice fleac. Da, e adevărat, îmi place eu cum știi, se eu da, știi da. Ce fac, și ce fac eu? Eu avertizez. Și din nou spun, domnul Moraru, îmi dau cuvântul de onoare că nu vreau să vă fac vegetarian. Rămâneți cum vreți, dar vă dau niște informații. Așa că scoateți ideea că vreau dacă să mai fac... facem 10 emisiuni, mănânc numai pezmeți. De unde, da. Vă întreabă cineva, așa. Ia fier un bebeluș dintr-o alimentație fără carne? Întreabă Rodica Bodescu. Dacă că a spus da, că... Da, dacă, da. Dacă fierul este mâna, în burta lui mămica, ai treaba lui mămica, nu? Că știa să-i dea fier cât trebuie. E adevărat, dar bebelușul nu mai e în burtă. Dacă bebelușul bea lapte, da. Lapte lui mama, da. E așa calculat. Acolo nu discutăm, așa e și ea tot ce trebuie. Are ce trebuie. Nu are mama lapte, s-a terminat la 3 luni. Exact. Fierul se află și în hrana animală. Dar ceea ce nu știu unii este că fierul se află în linte, spanac. În soia, în cereale integrale, în fuși de ovăz, în semințe de floarea soarelui, în nuci, în pătrunjel, în fistic, în caise și în stafide. Spanacul nu are fier? Spanacul în special. Haideți să vă spun o chestie. Păi și da, dăm la bebeluș, putem să dăm ce e acolo la bebeluș, nu la chiar tot. La bebeluș v-am spus meniu, suntem inteligenți, dăm ce trebuie. Vă spun un fapt real. Colegii mei de facultate știu. Eram în anul 4 de facultate. Eu am făcut-o puțin mai târziu, tot am făcut mai târziu în viață. Și fiind mai mare ca el, am decanul de ani a facultății, în grupa noastră eu dădeam sânge. Luăm o probă de sânge. Cine dă? Ce? Stroiescu. Și vreau să ne fac o hemogramă. Poftim sânge. Am luat sânge, ne-a făcut. Când încep discutând între ce... Puteți să mă aruncă puțin sânge? Da, puftiți, am și mâna ilantă. Am luat și mă se uite, ce spuneți, vă rog. Dumneavoastră, sunteți, vă simțiți ceva? Nu. Vă doare ceva? Nu. De ce? Și hemoglobina trebuie să fie 12-15, aveți 17. Hematocritul 42-45-47. Ce face? Zic, mănânc spanac, e primăvară, în fiecare zi puțin spanac. Mhm. În fiecare zi. Și luam spanac, puneam ulei. Atunci nu erați vegetarian. Crud. A, crud. Crud. Atunci ce mai gustam, mă spurcam cu carne, cu, nu cu carne, cu lapte, brânză, ou. Și am luat, luam lămâie, puneam măsline, cu pâine neagră, asta e plăcerea vieții mele, tot am găsit, da? Puneam puțină lămâie deasupra, puțin ulei, dacă se putea, de măsline, dacă nu obișnuit. Și spanac și crud. Și o salată crudă, tăiată, și eu mâncam puțină ceapă. Chiar a avut un prieten de-a meu, un doctor mare. Nu sună rău, da, salata asta. Da. Și Teodorescu, ce faci tu, măi? Eu nu pot mânca asta. Mă, să guși, măi. Hai, măi, Dane, mă. Și-au gustat. După aceea, ce, mai ai o porție? Mă, iau, hai.
Deci, uitați puțin, practic am răspuns. Încă ceva, hai să ne gândim un lucru. Creatorul care ne-a făcut pe toate... Dar fierul ăla e același pe care îl iau din ierburile astea? În tot universul este un singur fier, în tot universul, numit fer, care poate, poate să fie trivalent sau bivalent. Cel bivalent este mai ușor accesibil. Și plantele și în viața biologică se transformă fierul trivalent. Da, dar ne luăm, de exemplu, din carne, poate ne luăm mai ușor fierul decât din... Noi nu trebuie să ne luăm nimic, trebuie să mâncăm ce trebuie și organismul știe că vrea. Păi, bun, atunci mâncăm o bucățică de carne de 100 de grame pentru a lua fierul necesar sau trebuie să luăm o valiză de spanac și nu să... Nu e o valiză. Nu. Nu e nevoie decât 5 linguri, 3 linguri și asta e suficient. Că mănânci fiecare zi. Nu. Hrana animală este o hrană la care o mănânci unicat, numai una singură. Vezi, trebuie să mănânci de toate, pentru toți. Adică mănânci puțină salată, puțin usturoi, puțină mazăre și având din toate, e exact din toate că trebuie. Dar peștele n-are fier? Poftiți? Peștele n-are fier? Tot există, fruct, nu există aliment fără fier. Cantați mai mari sau mai mici? Nu există. Deci problema este pusă puțin tendențios. De aici e problema. Hai să vă spun și o bombă la fier. O chestie interesantă. Că să legăm întrebări. Vedeți, fierul, fără lipsa fierului, dă anemie. Și toată lumea se ferește de anemie. Dar ce s-a observat, domnul Morar? Că fierul în cantitate mare devine cancerigen. Pentru că favorizează transformarea radicalilor liberi derivați în oxigen în produși toxici. Și de aceea e bine ca omul să fie puțin telanemic. Deci toate metalele grele, da, sunt cancerigene. Ceva de că fierul cum e. Mai mult cancer, auziți, da? Aici. Și zice cauză? Pentru că femeile în fiecare lună pierd puțin fier. Aha. Și au mai puțin fier. Bărbații nu pierd deloc fier. Și la ei rata de cancer este mult mai mare. Interesant. Studii, deci dumneavoastră spuneți că e bine să fii puțin anemic. Studii 2006, vă dau și de unde, vă dau și pagină, vă dau tot. Nu v-am spus că am venit în armat, da, cu adevărul. Când, da? Spuneți, eu vreau să vă întreb și nu vă mai întreb. Când spuneți studii 2006, bănuiesc că erați făcute de instituții serioase, nu? Păi, am un prieten în Germania, v-am spus, care studiază tot ce e nou-nouț, anumite privințe și spune, de exemplu, 2006, la volumul, pagina, numărul. Adică tot ce apare nou în fiecare an, deci toate academiile mari medicale își permit să zică, în urma studiului nostru de ultimii 15 ani, avem un comunicat. Și asta începe să fâlfie și deseori se schimbă tot sistemul pentru o treabă din acesta. Uitați ce vreau să vă citesc. Mă numesc Cătălina Bâscă și vă scriu, sau Bască, și vă scriu pe tema vegetarianismului. Consider că e important să vă povestesc despre experiența mea. Sunt vegetariană, prietenul meu la fel, de mai bine de 8 ani. La început ne-a motivat faptul că am citit cărți în care se spunea și despre carne, că este cancerigen. În primele luni am mai poftit, e adevărat, la unele produse din carne, însă ne-a ajutat să ne menținem pe poziție, mila față de animale. Și iată ce a observat după 8 ani. Nu am mai leșinat de 8 ani. Înainte de acest regim leșinam destul de des. Nu simple amețeli, ci pierderea cunoștinței. 2. De un an nu mai consum nici lapte sau orice alt produs de origine animală. Cu atât mai mult m-am simțit și mai bine, mai ușoară. 3. Legumele și fructele îmi dau o forță extraordinară, mă simt mult mai vie și mai energică. Într-o foarte mare măsură, puterea fizică o am de la crudități. Nu fac parte din nicio sectă, spune telespectatoarea noastră. Abia aștept brutăria, uite, că zicem că sunt mulți care... Și aici observați foarte mulți când aude, nu cumva e o sectă de aia, nu știu cum, de acolo, din partea elantă, nu cumva vrea să ne știu ce, și apoi începe noi care așa am apucat, nu știu ce. Oamenii, în momentul în care aud un adevăr, se zgudesc. Priveți, credeți că mint? Credeți nu, că mint? Nu cred. Nu. Dar totuși sunt pentru un echilibru. Mie mi se pare că trecerea la, dom'le, nu mănânc decât, sunt doar vegetarian, mi se pare un pic exagerat. Stați să o luăm încet. De dacă, ce să nu... Auziți, da, dacă am zis eu vreodată, și am apărut la televizor de multe ori, de 70 de ori numai la o emisiune săptămânală, dacă am zis eu vreodată că renunțați la toți și fiți vegetarieni, nu se spune adevărul. Niciodată. Ba din contra, am spus, mâncați cum vă dar place. Dar nu spuneți dumneavoastră, eu vă spun acum, domnul doctor, ați greșit, exagerați că ați trecut la vegetarianism. Trebuia să mai lăsați și un pic de carne, așa. Încă că nu... ceva, nimeni nu mi-a pus la gura mea polițai. Pot mânca ce vreau, atâta timp cât pot să găsesc înlocuitor și mă simt foarte bine cu acest regim, de ce să nu renunț la el? Câți ani aveți? Nu vă supărați, câți ani aveți? 64.
Mulți înainte. Au zis puțin. Nu vă dădeam. Deci, nu vă dădeam. Dumneavoastră nu dați nimic, numai constatați. Au zis puțin. Deci problema este așa. Că în momentul în care descoperi un adevăr și crezi că e real, bine sau rău, trebuie să te apropii puțin de el. Și vreau încă ceva. Eu am vrut singur și am făcut experiența de câțiva ani de zile, au zis puțin. Eu de mult nu consum carne, dar acum m-am făcut chiar turc, nu gust nimic din ele. Dar din ce cauză? Că am vrut să văd, dom'le, merge sau nu merge? Și faptul că merge, am un atum plus să vorbesc. Înțelegeți? Nu merge, nu-i nimic. Dom'le, m-a simțit rău. Gata, opresc. Nu mă oprește nimeni. Nu am pe nimeni deci asta în spate. E că și în funcție de organismul... Și faptul că organismul... Și ce îmi spunea o colegă? Da, da. Că, domnule, zice, când țin postul și ține toate posturile, așa, se simte foarte rău. Din cauza că nu are regimul... Am vorbit cu dânsa și eu. Ați vorbit. Da, haideți să vă spun. Uite, ce că sunt oameni care postez. Și problema aceasta. Auziți puțin. Haideți să discutăm, de azi zic, niște explicații puțin mai largi, rămuresc foarte multe probleme. Deseori mare învățători și învăț și eu după ăștia, în momentul în care vor să explice ceva, dau o pildă. Haideți să comparăm organismul nostru cu o mașină de spălat automată. Se iau rufele, se introduc acolo, nu? Se pun detergent, se pune apă, ai închis-o și nu mai umbli la ea până când se termină de lucrat. Când e totul gata, sună și o golește. E bine, noi ar trebui să facem la fel, să mâncăm de 3 ori pe zi, nu e nevoie de mai mult. Dimineață bine, la prânz bine și seara. Ce-ar fi ca la o mașină de spălat, când treci un sfert de oră, o oprești și mai pun un prosop. Iar o pornești, mai pun încă pijamale, nu le-am pus. Și mai pui după aceea și fața de masă. Ce se întâmplă cu programul? Ce înseamnă să mănânci bine? Ce se întâmplă cu programul ei? Se dă peste cap. Uh-huh. Nu? La fel și noi, mâncăm dimineață bine ca pentru o zi întreagă. Dar ce înseamnă bine? Dați-mi dumneavoastră ce mâncați. Uite, v-am spus să știu... deoparte. V-am spus. Ce mâncați dimineață la prânz și să uite, da, ce ați mâncat astăzi? Da. Așa, foarte bine. Deci, problema este așa, că având în vedere că dimineață când te scoli, trebuie să mergi la un drum foarte lung de câteva, minim 8 ore, ca să lucrezi bine, trebuie să mănânci bine și trebuie să mănânci o hrană cu multă energie, care permanent să-ți dea energie. Noi avem două sacoșe, o sacoșe e stomacul și alta depozit de ficatul. În ficat avem cam 6 ore, 5-6 ore glicogen suficient. Mai avem ceva și prin mușchi. Și atunci, am mâncat bine aseară, am mâncat bine ieri, ficatul e plin. Mă scol dimineață. Pot să nu mănânc nimic, să beau și o cafea, înțelegeți? Și eu am energie că ficatul are energie. Când beau cafea, se stoarce toată energia din ficat. Și după 3 ore tremur pentru că am scos rezerva. Când mă scol dimineața și mănânc bine, îmi umplu ghiozdanul. Și atunci, timp de 6 ore, ficatul nu mă ating de el, de energie, și mă numai din stomac. Cea mai bună hrană dimineață, e dovedită și tot apus o face, müsli, adică fulgi de ovăz sau fulgi de cereale sau în fond cerealele. Gândiți-vă cu ce aminte armăsarul. Dacă îi dai doi fulgi de cereale... Dar ce bune cu lapte alea, dumneavoastră ați scos... Alea nu le mâncați cu lapte. Păi stați puțin, dacă omul vrea să mânce cu lapte, a făcut un pas bun. Eu mănânc cu apă și după aceea pun niște mere de albine și pun deasupra și o banană și pun și un kiwi și pun și niște stafide și să nu spuneți ce gust bun are. Și în fiecare dimineață mâncați la fel? În general, astea de dimineață. Uh-huh. Mai schimb, că mă plictisesc, înțelegeți? Dar ca idee, cel mai bine e cereală. O altă mare greșeală. Dimineață nu e bine să mâncăm friptură, carne multă dimineața. Știți din ce cauză? Carnea în sine nu are energie. Vă spun din nou o perlă. Uh-huh. Carnea e cărămidă. E proteină. Și proteina nu are energie. Oamenii își bagă mobila în foc, că nu mai au ce mânca și nu mai au nimic acasă. Dar în mod normal, proteinele nu dau energie, ele construiesc. Și atunci dacă mănânc o friptură bună, organismul taie proteina crăniz și apoi face altă proteină. Și cine mănâncă bine dimineața, îl apucă somnul. Pentru că organismul fură energie ca să construiască, că îi da să fie constructor. A, deci dacă îi dăm carne, ne ia somnul. Ne ia energia. Uh-huh. Fură, deci carnea nu dă energie. Și am lucrat cu sportivi de performanță, vă 15 ani de zile la centru, era centru, și apoi Institutul de Medicină Sportivă. Și le spuneam, măi băieți, nu mergeți pe teren, luați friptură. Mâncați, dacă vreți, fie cartofi, fie mâncați puțin macaroane sau câte fructe, ca să aveți 2 ore energie. Și s-a dovedit în ultimul timp, și am aici un articol și dacă vreți vă și spun, uitați, alimentația vegetariană și performanțele sportive. S-a dovedit că la toate sporturile
hidrații de carbon sunt hrana numărul 1, adică glucidele. Ăștia dau energie ca atare. Și atunci când ne spunem, trebuie să luăm. Și nu luăm glucide simple, cum ar fi zahărul, care face o explozie și apoi nu mai e nimic, ci polizaharidele, cum este amidonul, cum sunt glucidele, cum sunt cerealele. Și asta până la ora 2, domnul, mănânc bine niște mișli din ăsta, până la ora 2, am energie din ce cauză? Tubul digestiv este un tub de vreo 4-6 metri. 4 intestin subține, 2 intestin gros. E bine, mâncarea trecând 6 metri, că aici vreau să spun la colega dumneavoastră, de la gură până la cec, adică până la intestinul gros, mâncarea face 5-6 ore. De aceea facem o regulă amândoi și obișnuiți-vă cu ea. 5-6 ore nu băgați nimic în gură. Mănânc dimineața. De ce? Ca să meargă mașina de spălat și program. Liniște. După program. Dacă nu oprim programul, stricăm programul. Închipuiți-vă că sunteți mămica acasă, da? Și a spus mâncarea. Și când totul e gata, vine cineva și îmi da și mie ceva de mâncare. Da, cu plăcere. Pui două farfurii, pui șervețele, pui masă, pui apă, pui tot, pui mâncare. Ai terminat, strângi totul, vine altcineva, mai pune ceva de mâncare. Iar încep să pui și... dacă mâncăm tot timpul, bietul stomac iar se pregătește, iar oprește. Iar... Bun, și ce mănânc? 50 de ore cu 5 fac 55. Uh-huh. Un număr de 50, ce mănânc astăzi, după 50 de ore scot tot afară. Aia se așează acolo. Și sunt peste 400 de genuri de bacterii care își fac fiecare treaba în felul ei. Și ajunge până la urmă să scoată tot ce trebuie și avem 60% din ce scoatem afară, auziți? Da. E doar bacterii. Bacilul coli, bacilul. Uh-huh. Deci suntem o uzină în care, gândiți-vă puțin. Combinat, stă, ce uzină? Combinat. Ce combinat în care stă o mâncare fără să se strice, plus orice, spui 50 de ore. Ei, cum lucrează acolo? Și atunci fiecare om în parte din universul ăsta are o floră microbiană proprie. Cum spuneați anterior de analiza aceea care arată fiecare ce are în el. E bine, în momentul în care eu o lună îmi schimb flora asta microbiană, ea începe să se modifice puțin el. Și ăsta e postul. Exact. După un timp, ea se revine cum faci. Și dacă începi să înveți să faci o hrană sănătoasă și dacă începi să revii normal, îți faci cea mai bună floră. Că e o floră de putrefacție, o floră de fermentație și ele merg bine. Și în mod normal, oamenii, 90% de oameni, n-au probleme digestive. Dar în post, să spuneți așa, că oamenii mănâncă de post, dar nu sunt atenți exact ce să mănânce de post ca să compenseze... Însăși faptul că mănâncă de post nu mai introduce hrana animală, care are alt meniu, altă program. A, și se modifică și flora bacteriană. Și se modifică. Deci ai puțin de un sistem până se reglează ea. Iar după aceea, în mod normal, după o săptămână, două, nu mai sunt probleme. Exact cum este cu somnul de noapte. N-ați făcut ore de noapte. Eu am lucrat ore de noapte. Nu. Ați făcut, da? Gândiți-vă puțin. Când deodată, acum ce suntem la prânz? Acum când deodată trebuie să faci să stai de noapte. Și atunci, în loc să dormi, stai și stă peste cap totul. Până se aranjează cortizolul cu toate biocurentele noastre și toate bioprogramele noastre și cronologic se aranjează. După o săptămână, două, trei, iar e greu până revii la normal. E la fel și cu alimentația. M-ați înțeles? Mm-hmm. La prânz, ce mâncați după... Iar ceva interesant, și asta vă spun încă ceva interesant ce spuneam. În această floră microbiană în care tot timpul se modifică, fiecare sistem nou de a face dă puține tulburări, pentru că organismul merge pe calea veche. Și atunci orice om care schimbă regimul la început se simte puțin neconfortabil. Nu să nu se supere, să știe că merge pe un drum nou. Așa, la prânz trebuie să mâncăm în general verdețuri, în general salate, cu o mâncare de care o fi, înțelegeți? Și la sfârșit, dacă vrem, și un fruct. Iar seara... Dar dumneavoastră, dați-mi dumneavoastră ce ați mâncat astăzi, poftiți. Că-s curios, astăzi ce ați mâncat? Bă, în general mănânc salate. Și aici e iar o artă foarte frumoasă de a mânca salate. Adică fie mănânc salată de varză, fie mănânc salată de morcov, fie morcov cu țelină. Înțelegeți? După aceea mănânci o mâncare de ceva. Care e mâncarea de ceva? Adică? Azi am mâncat, de exemplu, niște sărmăluțe de post. Mm-hmm. Te-am pus întâi o salată foarte bună, înțelegeți? Și la sfârșit am mâncat un fruct. Și cum ai ajuns? Și seara? Seara un simplu fruct. Ca să ne culcăm cu stomacul gol, ca dimineața să mâncăm bine. Că dacă mâncăm seara mult,
Când ne culcăm, jumătate din organism doarme și jumătate își face treaba. Și când ne sculăm dimineața, suntem mahmuri. Și numai de mâncat nu putem. Și dacă nu mâncăm dimineața, toată ziua e pierdută. Că s-a dovedit că copiii care nu mănâncă dimineața dorm la școală și n-au energie și le e frig și șoferii fac accidente și doctorii nu sunt atenți pentru că nu sunt hrăniți. Deci am ați convins, trebuie să mâncăm dimineața. Dimineața se mănâncă imbalele dejun. Ideea de mic dejun este o greșeală. O greșeală universală. Nu spune întâmpenie, că e o greșeală. Se fac greșeli. Deci, în mod normal, când vreți să plecați dumneavoastră la Cluj de aici, uite, mâine plecați la Cluj la ora 7 dimineață. Care nu prima... plec, să nu crede oamenii, mâine vin la serviciu. Care e prima grijă a dumneavoastră dacă sunteți în autoturism? Să fie rezervorul plin. Nu spui, am două sticle, o sticlă de un kilogram, mi-a ajungea până mai mult între timp și vreau ce fac. În mod normal, plec la o zi, nu? Fie că lucrez la patron, fie lucrez la domnul stat. Și unii lucrează și alții stau. Fie lucrăm la noi înșine, trebuie să lucrăm 8 ore. Dar asta cu copiii era interesant. Eu n-am știut că deja sunt studii că acești copii dorm la școală, dorm la școală. Au o performanță. Nu înțeleg nimic. Le e frig. Sunt nervoși, pentru că nu înțeleg, devin nervoși, devin calcitranți, încep să supere profesorii, încep să devină răi, că își dau seama că sunt handicapați de ceilalți. Sunt într-o stare nehrănită, n-au o hrană, atunci organismul merge cu un randament mic. Pe când dacă dimineață, eu vă spun ceva, de când mă știu, eu iarna niciodată nu-mi închid haina, că mănânc dimineață bine și ceva călduț. Și totdeauna, indiferent, călduța, ce, călduț, indiferent, apa. Da, indiferent ce afară, eu niciodată nu mă închid la haină, gel să fie. Dacă am stomac căldurică, nu mi-e frig. Dumneavoastră, cred că aveți un material care, mai... Auzi, în momentul în care nu mănânc ziua, mi se fac unghiile și frig afară, vine-te. Adică e verificat. Dacă mă duc nemâncat într-o zi, cum să am randament? Trebuie să lucrez 8 ore și stomacul e gol. Gol va fi și capul sus. N-are cine să mă ajut. Noi ne hrănim cu sânge și sângele cu glucoză. Și dacă n-ai glucoză, ești un om nehrănit. Ia betul stomac, betul organism din ficat. Termină ficatul, ia din grăsimi. Dar grăsimea nu e calitatea cea mai bună. Cea mai bună sunt glucidele. Știu, dar eu dacă aș urma meniul dumneavoastră... N-au zis că trebuie să facă. De aceea nu vă spun. Nu-l urmați. Faceți, mă ascultați la mine așa. Nu, la ce mă refer? Nu, mă refer acum în general. Da. Păi, telespectatorul zice, dom'le, dar nu poți să n-ai suficient, păi mănânci și un lighean de musli de ăsta dacă aș mânca dimineața. Dom'le, încă ceva, când nu cunoașteți ceva, nu spuneți. Gândiți-vă un armăsar, dacă animalul ăsta n-are forță și dacă îi dai doi pumni de ovăz, calule, mănânci ovăz. Știți cum face? Spume face pe aici. Nu vă dați seama ce energie au boabele astea. Aici romanii au cucerit lumea cu boabe. Aici e energie. Care îmi dă încă ceva? Hai să zicem că aveți dreptate aici. Dar la prânz cu o sălățică și ce aș mânca dacă seara stau numai într-un fruct, s-a terminat da, aici. Dar puteți mânca 10 sarmale, 15, puteți mânca 3 felii de pâine. Asta la prânz. Pe la prânz, da. Da, da, seara nu poți să-ți mănânci numai un fruct. Păi dacă ești mânca bine ziua și ficatul e plin, nu mai ți-e foame. Hai să înțelegem problema asta. Chiar dacă muncești seara până târziu. Hai să o luăm încet. Dacă mă scol dimineața și mănânc bine, ficatul rămâne plin. Nu umblu la el. Mănânc numai din stomac, la prânz umplu stomacul și mănânc din stomac și când mă culc adică seara... Adică nu mănânc, am energie din stomac, la asta vă referiți. Am mâncat și la prânz. Da. Și mâncând din stomac scot energie. Seara, nu, ficatul e plin și mai dau și un fruct așa, ca un fes pe capul unui om care vrea să se culce. Și mai dă ceva în plus. Ficatul rămâne plin. Dar așa în ritmul dumneavoastră nu guliți niciodată ficatul de energie. Păi asta e perfect. Asta e de bine. E ca și când dumneavoastră aveți o mașină și aveți o canistră în spate cu benzină care nu umblați. Ce e rău? Și în caz de nevoie? Păi ficatul ăla nu trebuie golit din când în păi când? Păi nu, el se aranjează, el își schimbă benzina, nu se împute acolo. El, dar rămâne plin ca energie. Rămâne... Nu-l stor niciodată. Aoleu, mi s-a făcut fără. O foame. Aoleu, trebuie să luăm publicitate? Auzi încă ceva. Nu luăm încă, deci e bine. Dacă ne e foame și mâncăm seara, târziu, gândiți-vă, mă culc. Hai să luăm scenariul ăsta, că e foarte frumos. Da. Mă culc, da? Am mâncat stomacul bine. Când intră mâncarea în stomac, stomacul vine și pune în jurul cărnii lui mucoase respectiv un stat de mucus. Pentru că dacă eu mănânc carne cu friptură de vacă, sucurile mele digestive trebuie să dizolve carnea de vacă. Dar nu trebuie să dizolve și carnea lui Stroiescu. Și atunci el face un fel de mucus care protejează stomacul. Și ca un fel de borcan mâncarea, se învârte cu mucusul ăsta care acoperă perfect stomacul. Și nu intră acidul
în să perforeze, piele. Da. Și nu, Sfântul produce înăuntru, da? După ce face asta, punește pe intestin. Și stă și în stomac o oră, două, și se adună și lucrează. Știi, da, știi, și vedem, dacă secundă, nu te culci stai, imediat. O secundă. Da. Deci, cât spuneam că face domnul Moraru de la gură până acolo, câte ore? 4-5 ore. 5 ore. Mănânc 4-5 la ora 11, da. Nu? Cât fac 11 și cu 5? 4. 4. Deci, eu mă culc, da? Și stomacul spune, nenorocitul. Mă culc în pat. Tu dormi și eu muncesc. Mă culc în pat și ochii zic, noapte bună, și se închid. Urechile zic, noi am închis, da, noapte bună. Respirație și mănânc încet. Și stomacul, nu vă e rușine? Nu vă e rușine? Eu am de muncit de noapte acum, uite ce mi-a făcut. Dar dacă îl duci pe stomac... Și apoi se culcă omul pe burtă, ce uite, ne-a nenorocit. Mai poți respira, se întoarce și în sfârșit putem lucra. La ora 4 fac curățenie și curat. Te scol la 6. Mai poți să mânca, domnul Morar? Nu. Atunci nu e o zi pierdută? Nu e o zi fără randament? Nu e zi în care... Bun, dar dacă răsările? Ultima masă e, că așa se întrebare, o iei la... Asta sunt orele. Uh-huh. Deci din 5 în 5 ore. Bun. Și atunci nu mai ai nevoie. Încă ceva, că nu e 8. Că... Și încă ceva, iar ceva interesant. Asta pentru doamnele plinuțe. Până la ora 3, organismul nostru merge pe sistem simpatic, care pierde tot, care consumă tot. Vezi, când te atacă un câine, ai două reacții. Ori o iei la fugă, ori dacă nu dai cu picioarele în el. Apărare sau atac. Sistemul ăsta de a acționa este simpatic. Parasimpatic e opusul. Închiz ochii și meditez. Uh-huh. După ora 3 se mută butonul. Sistem simpatic. Și ce mâncăm după ora 3-4? Tot ce mâncăm se depune. De dimineață tot ce mâncăm se consumă. Și atunci, cine mănâncă bine dimineața și 4 feluri dimineața, nu se îngrașă. Uh-huh. Pentru că sistemul simpatic consumă tot. Nu? Sistemul parasimpatic depune. Și dacă mănânc la culcare, la culcare, două mere, umărul de pun pe dreapta și umărul pe stânga. Pentru că energia nu zboară în somn. Mănânc 4 felii de pâine. Două în dreapta, două în stânga. A, deci e păcăreală cu fructele mâncate seara, că și alea se depun. Da, fructele au 80% apă. Adică nu se depun atât de mult. Da. Dar, ați înțeles, domnul Vlad, da, și acum spuneți. Zic ceva ce nu e logic, îi zic ceva ce nu e inteligent, vă forțez să faceți ca mine? Nu, dar trebuie să ne luminăm. Cine vrea să schimbe lumea, trebuie să o înțeleagă. Hai să înțelegem lucrurile. Mulți spun că acnea și coșurile sunt cauzate de anumite alimente, e adevărat? Și care ar fi? Foarte frumoasă întrebare. În organismul nostru, care e macroorganism, se aciuiază și microorganisme. Niște organisme mai micuțe. Hormonii estrogeni a doamnelor. Știți că doamnele între bărbați și femeie e deosebire și deosebire o dau hormonii. Hormonii estrogeni sunt hormonii care o fac pe femeie capricioasă, care se fac să fie interesant. Pe nimeni nu mai înțelege. Care dau formele femeii și care protejează în general femeia de microbi. Hormonul masculin e un hormon care ajută la dezvoltarea microbilor. Și atunci, în general, la pubertate, când echilibrul dintre este mai mare și când apare testosteron, toți băieții fac coșuri. Și acum rețineți un lucru extraordinar. Să rețină toți care se uită, mă uit la ei. Și anume, vă rog, țineți minte acel lucru. Cine mănâncă zahăr pur, în cantitate mare, cine bea Fanta sau alte băuturi care au mult zahăr. Deci aceste băuturi dulci, am dat un nume oarecare. Cine consumă aceste care au mult zahăr, la un pahar sunt 7 pahari, 7 slinguri la un pahar. E bine, zahărul ăsta mare face ca să scadă imunitatea și apar coșuri. Cei care au coșuri să nu mănânce 2 săptămâni sau o lună nimic zahăr și dispar coșurile. Crește imunitatea. Da, interesant că adolescenții beau sucuri, zahăr, bine, au nevoie de energie de multe ori și consumă zahăr. E o nenorocire pentru că în tot sângele nostru, au zis puțin, este o linguriță de zahăr, 5 grame. E, închipuiți-vă că băi 3 pahare a câte 7 lingurițe fiecare, 21 de lingurițe, în 36 de secunde. Mm-hmm. Îi se aplacă sângele, da? Bietul sânge trebuie să arunce insulină, că dacă nu reduce, faci comă. Comă diabetică și mor pe jos. Da. Atunci organismul foarte interesant. Ce e fordă. Întrebări multe, trebuie să le luăm și pe repede. S-a înțeles asta. S-a înțeles. Deci, pe cei care au, înseamnă că au undeva microbi. Acum încă ceva. Sunt femei care au o zis ovare polichistice, adică în fiecare lună un ovar aruncă cât un ovul și îl trimite glonț în uter să aibă un randevu.
Da. Dacă cei doi se iubesc, persoana devine mamă. Dacă nu, beata domnișoară spune, am ratat-o. Și se duce. Sunt unele domnișoare mai timide, care nu vor să intre pe traiect. Și cad pe lângă ovar. Și trăiesc o viață întreagă lângă ovar. Un ovul are viața femeii. O femeie de 35 de ani are ovul de 35. Bărbații au numai 50 de zile. La 50 de zile vin băieții noi. Uh-huh. Și atunci, totdeauna un bărbat la 90 de ani poate să fie tată, pentru că are băieți de 50 de zile. Noi, pe când femeile au ovule de vârsta lor. Și de aceea multe boli genetice apar la femei, pentru că femeia la 35-40 de ani face un copil cu un ovar, un ovul de 40 de ani. Bătrânel. Și are niște tare. Acum, ovulele astea care împrejoară ovarul, ele acum se convertesc. Nu mai dau hormon feminin, ci masculin. Și atunci apare ovarul polichistic feminizant, când femeia începe să se virilizeze. Și apar fire de păr pe aici, și apar păr pe aici, și apare păr pe linia albă, și femeia are mult testosteron. Pentru că păcătoasele astea mici, în loc să ducă unde trebuiau, fac. Și atunci se dă un tratament ca să le omoare pe astea și atunci se oprește. Uh-huh. În cazul respectiv apar coșuri. Uh-huh. Pentru că testosteronul le stimulează. Stimulează și cu... Și acum că s-a înțeles, da? Acum, dacă un om are foarte multe bube din astea, în general de astea le fac stafilococi, paliștei aurii, atunci se ia un coșuleț din ăsta, se merge la laborator, analiză. Face un anti... Atenție, o antibiogramă și vede la ce antibiotic este sensibil și apoi un autovaccin. Și făcând pe cele două, îl scoate pe nemernicul din organism. Știu că fructele nu se mănâncă cu niciun alt aliment, deoarece în stomac fermentează, e adevărat? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ce ne facem însă cu pesticidele din vegetale și mai nou cu arsenul și mercurul din tabletele ajuvedice? Asta nu știu ce înseamnă. Așa. Cu ce să ne mai hrănim? Și o întrebare până, Mihaela din Germania. Uite că din Germania. Draga mea Mihaela, ai căzut la fix. Am pentru tine un răspuns incredibil de interesant. Dacă ai și un creion și o hârtie, scrie să-ți arăt o șmecherie. Uitați, am aici un tabel și dacă binevoiești să-l faceți și mai mare, nu e rău. Ia să vedem camera imediat. Așa, da? Ia uitați, uite, mă uit pe cameră. Carne scrie 1, da? Ia dați jos de tot, la cartof cât scrie? Ce cifre la cartof? Mergeți până jos, uitați că crește cifra și pe vă explic. Câte la cartof? 93,7. Dați de nou la început. Cât are carnea, lapte, brânză, ouă? 1. 1. Haideți acum să judecăm. Da. E bine, toate organismele vii, care au viață, au puteri de autopurificare. Un măr, care îl pui pe masă, ăla nu-i mort. E viu. Luați la un măr și puneți o linguriță așa și scoați o flecă din el. După câteva zile, în locul respectiv, mărul vindecă să nu piardă apa, pentru că el e viu. Luați o gogonea verde și puneți-o pe masă. Ce se va întâmpla cu ea? Se va face ce culoare? Roșu. De ce, domne? Cine a vopsit-o? Ea are viață în ea. Uh-huh. Deci tot ce este viu, tot ce mâncăm hrană vie, ziceam eu la început, vă amintiți, mai arătați puțin aici. Și dumneavoastră spuneți acum mai arătați puțin aici, dacă se poate. Ia uite ce scrie sus. Alimentele umane, primele dintre ele sunt foarte sănătoase, alimentele naturale, crude, neprelucrate, care vindecă, reglează și care sunt vii. Uitați că apare cuvântul viu, dați puțin mai jos să vadă vii. Alimente vii. E bine, când mâncăm un măr, mâncăm o salată, acum să mă înțelegeți. Nu mănânc lucruri moarte, rămân lucruri vii. E bine, lucrurile astea vii se apără. Lapte, dacă... Păi ce fac? Scuipă pesticidele, le dau afară, le anihilează? Dacă într-o secundă, într-o celulă, sunt 30.000 de reacții, ați auzit de transaminaze? Ați auzit? Da. Și ce sunt transaminazele? Niște camioane care transportă în celulă aminaze. Dom'le, acolo e șantier mare. Și se duc și transportă și mută și... le învârtește și le suce și le neutralizează. Într-un bob de grâu se fac presiuni încât se fac transmutaze. Adică se transformă azotul în fosfor. Un reactor atomic, un bob de grâu. Deci praful ăla toxic până și la acum urmă. Acum vă spun încă o treabă și asta e interesant. Boabele care sunt germinate au mult mai multă energie în ele decât dacă sunt crude. Toate substanțele stau ca un arc
gata de a exploda, să trăiască când au umezeală și căldură. Când pun boabele în apă, ele încep să deschidă ca niște boboci de floare și încep să dau energie. De aceea, dacă vrem să fim sănătoși, să mâncăm fructe germinate. Și am găsit zilele trecute, domne, într-un marketing din ăsta, müsli cu produse germinate. Interesant. Care au exact substanțele astea care explodează. Greu încolțit e un produs germinat, exact, da? Exact. E bine, în momentul în care încolțește, începe viața. Gândiți-vă dumneavoastră, dintr-un mic bob de grâu crește o rădăcină care intră în pământ, crește o tulpină în sus care ține bine, încă... Bine, grâu e o plantă fantastică. Domne, ca orice plantă inteligentă. Și ține deasupra 50 de boabe, domnule, în spicul ăla. Din ce? Dintr-un singur. Vă dați seama ce inteligent. Deci, doamna din Germania se temea că pesticidele astea practic omoară acum, toate calitățile... Nu am înțeles prea multe lucruri. În momentul în care oamenii vor să facă aranjamente omenești, se apucă și dau pesticide, dar dau mai mult decât trebuie. Și asta omoară tot. Și vin și se impregnează, mai ales în grăsimi. DDT-ul stă în grăsimea noastră. Dar noi, fiind un organism viu, avem o putere de purificare. Și spuneam noi anterior, carne are unul. Deci, cantitatea respectivă este 1. La lapte, laptele mai are înăuntru, că este alimentul vieții. Eu n-am înțeles ce e cu 1 și ce e cu 2,5. Purifică de 2,5 ori. A, laptele purifică organ. E de 2,5 mai puțin pesticidul. Uh-huh. Anume, în carne, pesticidul este 10-281%. Imens. Deci, ăsta este doza de pesticide care avem noi în... carnea, laptele și brânza noastră. E bine, de-aia dumneavoastră spuneați că nu prea sunt bune carnea, exact, laptele și brânza. E, vedeți că veniți la mine. Acum, păsări, la fel. Deci, carne, pește, pasăre, 0,21%. Laptele 0, atenție, 0,112. Uleiul 0,040. Zarzavatul 0,036. Fructele 0,027. Și legumele 0,026. Cartofii 0,003. Ei, se spunea că la cartofi, practic, mai se spune că au cele mai puține pesticide. Exact. Deși de 93 de ori aluncă pesticidul, are mai puțin decât are carnea. Vă dați seama ce uzină. Cartoful ăsta. Pe excepțional, domnule, excepțional, când vă spuneam de cartofi râdeați. Dar se spunea că nu prea e bun să mănânci cartofi, nu prea e bine să mănânci cartofi mulți, prea mulți când carbohidrați. Dacă e mult, are energie, ești îngrașă, nu? Porcii nu se îngrașă cu cartofi. Dar trebuie să mănânci ca porcul, mănânci ca corect. Și atunci, uitați puțin, deci răspund domnișoare din Germania. Stimată domnișoare, nu uitați că tot ce este viu purifică și aruncă afară pesticidele. Și cu toate că ele sunt multe, ele caută să își purifice. Dar întrebare de la altcineva. Acum altă încurcătură, să vă spun acum și eu ceva. La pești, auziți puțin, toate mizeriile se acumulează. Și plantele au aproximativ de 500 de ori, auziți puțin, da, mai multe toxice decât sunt în apă. Peștii care mănâncă plante au de 1500 de ori mai mult. Peștii care mănâncă pești au mai concentrat și ajung să ajungă la 300 de mii, iar ajung concentrații până la urmă de 1 milion de ori mai mult pentru că se cumulează. De aceea în pești, mercurul și alte nenorociri se cumulează. El stă, spunea unul o vorbă caragheosă, dar e frumoasă, ci că peștele trăiește din apa din care și bea. Uh-huh. Adică el permanent în apa aia își întoarce totul, de acolo ia și fiind viu, el și absoarbe. Și atunci concentrează în el. Asta se spune că peștele care nu e proaspăt e toxic rău? Păi n-au zis că s-a găsit în balenă concentrația de mercur de 1000 de ori mai multă decât în mod normal. Japonezii au găsit decât în mod normal. Că Kojamita, animalul, când face hap, pune cantități foarte mari de apă. Și trecând prin filtrul organismului, rămâne mercurul în ea. Și gândiți-vă, oceanele astea sunt apă imensă, dar gândiți-vă continentele, câte mizerii aruncă în ocean. Și alea nu zboară. Păi și știu, dar acum, până acum mâncam pește, că e o mâncare mai sănătoasă decât porcul și nu mai e bun nici peștele. Auziți puțin, dacă vreți să cunoașteți adevărul, vă face liber. Dacă nu, tăiți în încurcătură și mâncați pește cât de mult. Știți că femeile gravide, v-a răscris, nu se recomandă să mănânce pești răpitori? Pentru că copiii vor suferi de plumb și de mercur și ajung copiii de la început
handicapat mental din cauza că se blochează tiroida și creierul cu plumb și mercur și recomandat. Și în țara noastră se recomandă. Nu mâncați pești răpitori, pentru că peștele răpitori mănâncă peștele întreg, care la rândul lui a concentrat foarte mult. Și gândiți-vă, toată industria noastră, cum spunea, grozavă, dar mă reprește cu desăvârșire. Câte nenorociri, câte se aruncă în biata Dunării. Când e un combinat din ăla în care un nenorocit aruncă totul în apă. Și toți peștii săraci sunt inundați. Și apoi mâncăm noi un pește sănătos. Dacă vă întreb dumneavoastră, pe vremea când mâncați pește, da, îl preferați pe ăla din marile oceane sau din lacurile? Deci, îl preferam din lacuri. Și să vă spun din ce cauză. Peștele din ocean e foarte gras. E mai gras decât porcul. Scrumbiile astea au grăsime masivă de tot și nu e foarte sănătos. Și grăsimea în cantitate mare nu este bună. Și vă dau încă ceva. Spuneam că avem doi inamici. Colesterolul și grăsimile animale. Grăsimea vegetală e... Spuneam, ne dăvă amintiți că... E lux. Urge. Finuță, drăguță, subțirică. Ai lantă cum o pui ca untul pe pâine. Sau dacă veți acum o imagine mai frumoasă. Pe un horn, dacă pui multă funingină, se înfundă. Așa se înfundă vasele noastre... De la grăsimea animală. Da. Și vă spun acum un lucru foarte interesant. Și o să vă bucurați nevastă și te respect. Hai, mai dați-mi și o veste bună acum, că mă fac vegetarian în ritmul ăsta. Acum, deci am criticat și am spurcat hrana animală, da, nu? E bine, nu spun să o aruncați. Binecuvântați-o cu hrană vegetală imediat. Și jumătate din calitățile ei se îmbunătățesc. E bine, profesorul Ornish din America a dovedit clar că leziunile aterosclerotice, vă explic după aceea, adică vasele pe unde curge sângele, au un anumit calibru. Cu timpul se mai se depune. Se îngustează, da. Mai puțin, în puțin cartofi prăjiți, puțină friptură, puțin salam, puțin micitei. Alcool. Alcool și începe să depună pe el. Atunci, calibru fiind mare, se micșorează. Pe calibru micșorat, mai ușor vin celelalte. Și cum untul se depune pe pâine, încep arterele se micșoreze, până când aproape se înfundă. Singura soluție, o tai și pui alta. E teflonul. Ei bine, ce a descoperit Ornish? Și vă rog, zguduiți-vă ce lucru interesant. Când mâncăm hrană verde, așa țineți-vă bine să nu cădeți, auziți puțin. Când mâncăm hrană verde, vie, asta vine și curăță tot. Alge. Alge, domnule. Castraveți, morcov, țelină. Deci hrană verde, vie, așa. Tot ce este viu. Dacă mâncați, asta vine ca un hornar și face hopa, hopa, hopa și curăță arterele. Și a văzut la un om care avea toată inima lui blocată. A spus, s-a apucat de aiurele unuia ca mine. Dom'le, vrei să te faci bine? Nu mai mânca nimic animal. Și vrei să mor de foame. Deci mai se spuneți așa după... Stați o secundă, mi-e povestea. Da. Ce ai, am înnebunit? Dom'le, dar mori. Atunci mă apuc. După 6 luni de zile, jumătate din calibru s-a curățit. Bun, stați o secundă, acum știți ce o să vă spună, o să vă poreclesc, nu știu, gripa aviară, că în ritmul ăsta dumneavoastră omorâți industria de carne acum, dar spuneți dar totuși... Dar nu omor eu, am înțeles. Eu descoper, domnule, am înțeles, puțin. Dar dumneavoastră spuneți așa, după ce ai băgat friptura, radio salată, repede, exact, un castravete, exact, un... Exact, dom'le, fumez. Deci, adică invers cum ar veni, nu salata și carnea, întâi carnea și după aia... Fumez, nu, nu e bine să fumez. Nu adică, fumez. Hai să zic că ești fumător. Bine, mă apuc de fumat acum, da. Susțin eu acum că ești, suntem, sunt fumător, ne certăm, da. Sunteți fumător. Domnule, nu mai fumați. Ia lasă-mă, nu pot, înțelegeți? Domnule, nu mai fuma că îți face rău. Orice om inteligent, care nu-i handicapat, înțelege că tutunul nu face bine. De el spune, nu o să mă omoare pe mine, omoare pe ăla, pe mine nu mă omoare. Dar știe că nu face bine. Asta e normal, nu? Orice om normal. Da. E bine, dacă nu te poți lăsa de fumat, domnule, sunt fumător, vă dau un leac. Mâncați o salată bună după ce ați fumat și jumătate din efecte s-au dus. Bun, asta e bună. Salată asta de n-am care? N-am rezolvat-o, dar am mânat-o. Am înțeles. Adică, salată de care? Priviți cum se cade sunt. Să fie din ce lucruri verzi. Să pui salată, să pui roșie, să pui castravete, mă, să pui ceapă. M-am o foame direct ceapă, la salate, mă duc acum. Ceapă. Bun. Domnule, să sunt viață, domnule. Auziți? Bun. Hai să facem o scenă frumoasă. Auziți puțin, când mâncăm hrană fiartă, ai moartă. Și celule și ce ne-a adus? Ce niște mortăciuni. Și da, le cu să le mâncăm. Acum ce? Salată. Ei, au venit fetițele, băieții. Și când vin, se îmbrățișează acolo, Hora Unirii. O, ce fericire! Pentru că tot ce este crud, și acum vă spun o chestie de ultimă ordă, au niște substanțe numite fitobiologice, fitochimice, care sunt vii și care regenerează tot.
Deci, orice plantă vie, de pe schema mea, numărul 1, hrana foarte sănătoasă de aici. Vin și repară. Nu numai că strică, nu numai că, că nu distruge, ea vindecă ce fac nenorocite la alte hrane. Și de aceea spuneam, hrana foarte sănătoasă e cea vie. Hrana sănătoasă e fiartă, nu e cea mai bună. Nu face rău, cartoful nu mănânc crud. Nu e cel mai bun. Dacă ne trag o salată, și de aceea, oameni buni, dacă vreți să fiți sănătoși și buni și să nu fiți bolnavi, faceți abuz de salate, de fructe, de legume, de verdețuri. Aici e viața noastră. Dar mai am o întrebare. De ce cartoful, dacă e bun, are atâtea și îl omorâm când îl fierbem sau ce îi facem? De ce nu îl mâncăm crud? Nu e bun. E prea tare și comestibil este așa. Am înțeles, dar are ras. Dau un exemplu. Dacă la, nu, vă întreb ca un medicament. Da. Ras, așa, cartoful, nu crud, nu e sănătos. Molecula nu este bine digerabilă. De exemplu, soia. Da. Cine mănâncă soia, că aici are ceva frumos. Uitați aici. Ia să asta, dați-mi ceva. Asta este soia. Chemați-vă prietenii, rudele, să mute. Atenție, pe... Da, asta da. Este soia. Da. E bine, ca organismul să o menține bine soia, în interiorul lui sunt niște antienzime care o păstrează să fie întreagă. Mm-hmm. În momentul în care o fierb, antienzimele se duc și rămâne soia așa nudă și sănătoasă și bună ca să o putem mânca. În momentul în care mâncăm soia crudă, așa cum o introducem, așa o scoatem afară. E prea tare. Nu, păi e protejată să nu fie atacată. Are antienzime. E ce ziceți? De ce institute de proiectare? Înțelegeți? Și atunci, da. Aceste alimente, cum e și fasolea, nu se pot mânca crude. Dar cele care sunt crude și sunt date salate, fructe, legume, îs mana lui Dumnezeu, e sănătate, curat, e viață, Domnule. Deja suntem niște academicieni noi oamenii, ce instituții nu, începem, avem aici. Începem să gândim, domnule. Adică de ce Dumnezeu uitați, a lăsat ca oamenii în continuare. Să mănânce verdeață? Ca da. Să trăiască foarte fericit. Multe întrebări. Ce facem? Să mi le dați și mie acasă. Mi le dau. Și nu, poate, pun... poate, hai să facem o treabă. Păi eu vă propun forum, ceva. Să găsim un forum la care să le haide răspundem. Haideți să le facem o destăinuire telespectatorilor și dumneavoastră. Noi lansăm un proiect interesant și poate că acolo să luați parte, să facem acel forum la care să se pună întrebări, răspunsuri și așa mai departe. Dar brutăria, știți câți au sunat după brutăria aia? Domnul Moraru. Dar nu știu de să aveți, pune aveți gura aurită, da. Auziți puțin. E a șasea oară când o spun. Și la nevoastră a șaptea prins. Bun. Dar nu vă lăsați de brutărie. Nu mă las. Hai să vă spun ceva sincer. Am vorbit cu un om care are niște relații foarte sus. Și că au început foarte mulți cu brutărie să mor, măi. Fără glumă. Și păi cum adică, dar ce faci cu ăștia? Vă spun în mod sigur. Deci are efect ideea noastră. Da. A început să germineze. Închipuiți-vă da, ce... Da, e a dumneavoastră ideea, nu e a mea. A început să germineze. E, domnule, dacă facem împreună, dăm jumătate, v-am spus că vă dau și noastră 4% acolo, da. Auziți puțin. Deci începe să germineze, domnule, ăsta, extraordinar. Gândiți-vă, aveți speranță, cu un bob de grâu încolțește. Avem speranță. Când ține în mână o ghindă, știți ce ține în mână? Un stejar. Da, are tot programul înăuntru, nu? Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, vom încerca să răspundem la foarte multe întrebări, la cât mai multe, poate ne prinde revelionul, dar poate că e bine. Revenim imediat. Am revenit cu întrebări foarte multe. Cât de repede după culegerea lor trebuie mâncate legumele, fructele? Păi dacă spuneam că o gogonea e verde, se face roșie și are viață în ea, are viață mai mult. Nu mor. Nu mor. Bun. Trebuie să vin încă ceva. Cumpărăm niște mere, niște corcodușe, cumpărăm niște struguri. Struguri. Aia sunt vii. Chiar și că se stafide, sunt vii. Păi încă une e viață. Înțelegeți? Că, cum trebuie proces? Ceva. Uitați-vă la un măr care se strică. Ăla e mort. Cum se întâmplă cu un măr când se strică? Moare. Și observi, nu? Se putrezește. Ca omul. Dar dacă le congelăm? Nu mai trăiesc. Nu mai dar trăiesc. Le păstrăm exact cum au fost înainte ca să moară. Înainte, în clipele de a muri, în spasmele morții. Deci, practic, nu prea se face să mănânci congelat. Le păstrăm, congelat. Dar acela e păstrat, adică așa când a fost, e viu. Dar e păstrat, adică n-ai viu, dar ai fructul exact ca atare, aproape adică viu. Are același conținut de vitamine. Exact, dar nu se strică deloc. Dar deci cum pun un măr în congelator, când îl scot, îl dezgheț și mănânc și are, așa, are aceleași vitamine și minerale. Exact. Alea nu zboară, dar n-a mai are viața exact cum are când în momentul în care că la temperatură mare. Cum trebuie depozitate și transportate corect? Asta cred că e o afacere deja. Așa. Vă întreabă cineva ce care se ocupă cu business-ul ăsta. Nu, n-avem timp acum de afaceri. Deci n-avem timp. Nu știu, domne, cum se transportă. Alimente de origine animală crudă.
deci carne crudă, biftec tartar, lapte nefiert, salam crud uscat, prosciutto crud. Oh, ce foame mi s-a. Domnule. Da. În hrana vegetală, spuneam anterior, că nu am înțeles, dar cât de nocivă. Nu e niciun microb. În hrana animală gâlgâie. Și atunci nu e prudent ca să mănânci crud. Animalul e mort, nu e viu. Știu, dar prin afumare nu s-au dus microbii. Dacă animalul ar fi viu, cum face leu, știi? Ei acară toată familia să stea în fața unui miel, unul taie și tot să meargă pe el viu, e altă viață. Dar pe momentul în care a murit și deși cu nitriți înăuntru și deși cu alte substanțe și mai stă puțin și la soare sau mai stă puțin în congelator, alea sunt focare de infecții și de aceea se fierb tratat termic ca să nu ne omorâm. Nu sunt sănătoase. Nici laptele crud nu este bun. S-a dovedit că foarte multe vacile care dau foarte mult lapte se pare că au tuberculosă. Interesant. Da, și că crește mai mult producția de lapte la cele care au tuberculosă. Nu știu de ce. Și de aceea neapă și avem tuberculoză. Multe salutări și felicitări. Auziți, noi suntem în țară vestiți, România, în lumea ne știe întreg. Noi suntem în capul bolilor, tuturor bolilor Europei. Cel mai bun din toate. Ați auzit de paleolitic diet? Adică dieta din paleolitic este o dietă având carne la bază, dieta acceptată? Spuneți că, sincer, nu mă interesează. Nicu din Germania. Uite. Salut, domnul Nicu. Helicobacter pyrolis. Piroli, am avut ideea. Nu știe cum să scape. V-am mai întâi ideea, nu? Deci, în stomac, nu, dar cum să scape? Există pH-ul, pe aici sunt câteva cuvinte. pH-ul, adică aciditatea, este maximă, este 1. Și unul are mâncare, profesor universitar, în anii 60-70, a lansat că nu trăiește nimic în stomac. Dar doi cercetători, mai așa curioși ca mine, dom'le, chiar nu trăiește niciunul, și-au găsit acolo un bacil în formă de spirală. Și a spus Helicobacter. Și pentru Pirolis. Că eram pilor, Piloris. Și a spus, dai, domnule, că noi am găsit, domn profesor amare, nu voi fi prostii, dacă am zis eu că nu dixit, ex catedra. Dar ei nu s-au lăsat. Și-au mai scârmănit pe acolo și au zis, uite, domnule, cum arată. Ce imposibil, l-au luat și a făcut culturi. Și domn profesor a scos pălăria și că am greșit și i-au luat premiul Nobel. Deci ulcerul la ora actuală este o infecție cu Helicobacter pylori. Și atunci ce trebuie să facem pentru el? Da? Nu dice dacă e rană, e piloric, 100%. Dacă e gaură acolo, ăștia sunt acolo, prezenți. Și au venit dimineața să-și facă casă. Dacă dăm un antibiotic, amoxicilină în general să dă și cu metronidazol cu anumită proporție, o perioadă, aceste două toxice îl omoară pe ăla. Dar pe undeva în străfundurile lui, cum a apărut acolo, are omul ceva, simpatie pe undeva și poate reapare din nou. Ce cantitate de lapte de vacă are voie să bea un copil de 4 ani? Sau copii în general? Eu v-am eșticat data trecută și haide să mai amintim că poate cei care acum a întrebat... Știți că toți copiii beau lapte. Păi da. Și a spus în emisiunea trecută că nu-i bine. Păi nu spuneam noi că copiii sunt papă lapte. Dar lăpticul cel mai bun pentru copil, spuneam noi că este lăpticul de mamă. Știi, pentru dar nu că, mai e. Pentru da. Că, și hai să ne arătăm, vă rog, schema, măcar primele patru... Uitați-vă aici, primele patru... Nu, că asta patru, am mai zis-o, dar nu e lapte de mamă. Și băieții. Da. Uitați, la om, concentrația este de 1,2 grame la sută, da? La cal de 2,4 și la vacă 3,3. Păi ia uitați, de 3 ori mai multă proteine, oameni buni. De 3 ori mai multă proteină. Ce-i copilul? Este un animal de experiență să băgăm de 3 ori proteine mai mult decât trebuie în el? Păi ce-i? Nu-i copilul nostru? Dacă îi dai de 3 ori proteină în plus, îi faci bine? Nu te gândești că e alb și că e lapte, dar e pentru vițel. Copilul nu e vițel, e om. Și fie îl mai diluiesc, și românul deștept, apă în lapte, diluat, fie cauți, dar are și grăsime animale, are și colesterol. Și încă ceva, s-a observat copiii care mănâncă mult lapte din acestea, la 3-4 ani au pe aortă deja leziuni de ateroscleroză. Aoleu, i-a speriat pe toți, acum scot laptele, mai dau lapte. Dar asta e adevărul, s-a dovedit că
cei care consumă mult lapte de vacă, pentru că având concentrații mari de grăsime animală și pe aorta lor începe să apară, începe îmbătrânirea la 3-4 ani. Aoleu, mă speriați acum. Dar nu vă sperie eu, da. Adevărul vă sperie și vă luminați, uite, văd cum vă luminați. Dar ce înseamnă lapte? Acum, bun, cât lapte atunci? Că sunt copii care vor lapte, fiica mea vrea lapte, vrea să bea o cană de lapte în fiecare zi, ce să fac? Spuneți așa, lapte de soia. Am un aparat de lapte de soia, excelent. Cum adică un aparat? Minute, a băgat soia și iese lapte. Un aparat în care pun niște soia care stă o zi în apă și sau câteva ore în apă, aparatul are o centrifugă acolo, îl pun și fierbe, se învârtește și după 20 minute am lapte cald de soia. Excepțional. Și ca gust cum e? Excepțional. Dar poți să mai dregi gustul, că nu te oprește nimeni să mai pute ceva înăuntru, să mai dai gust mai bun. Facem și o, și cum se cheamă, o lăptărie aici. Dar facem... de ce nu? Și încă ceva. Știți cât costă un kilogram de lapte dacă îl faci tu? Cel mult 5.000. Uh-huh. Pentru că soia e ieftină, de fiert nu-i cine știe ce, pe când așa, la sticluță, făcut foarte elegant, priviți ce prețuri astronomice. Dar spune, asta spuneți că un copil care bea o cană de lapte în fiecare da, zi... Da, două, da, trei de nu, soia. Nu, întreb. Nu, da. Nu, lapte normal, de asta din comerț, da? Da. Are probleme? Domnul Moraru, cât e un pica, omul nu moare într-o zi. Dar vine puțină grăsime și se oprește în aortă. Vine o altă grăsime, se oprește în altă parte. Omul nu știe nimic ce are. Dar se depune că e corp străin. Am înțeles. Există carne fără colesterol? Struț, crocodil, curcan? Toate produsele animale. Dacă animalul la care dânsul face acuze nu e animal, nu există. Deci tot ce e animal are colesterol. Animal, dar mai puțin, poate. Unde e mai mult, mai puțin. Toate produsele vegetale nu conțin colesterol. Există alimentație pentru oameni bolnavi de cancer? Că asta știu că, mai nou în străinătate, oamenii nu știu că în cazul unui cancer trebuie să aibă o alimentație foarte rațională. Haideți să luăm și cu cancerul, domnule. Ce e în fond cancerul? Organism, facem puțină, ați auzit de fiziopatologie? Da. Cuvânt frumos. Când zicem fiziologie, însemnează cum ar trebui normal să funcționeze un organism. Patologie înseamnă boală. Însemnează care e mecanismul că apare boala. Nu e frumoasă materie? E cea mai frumoasă materie în medicină. Fiziopatologia. Cum apare boala în om? Și iată că suntem și la emisiune și facem fiziopatologie. În organismul uman, celulele trăiesc, se nasc, îmbătrânesc și mor. Și din ce în ce se degradează. Omul după un număr de ani se întâmplă cu el. Îmbătrânește. Ce înseamnă îmbătrânire? Degradare. Și atunci sunt niște procese care regenerează. Și atunci acest echilibru degradare degenerează face ca viața să funcționeze. Unele sunt produse de degenerare, când mâncăm toate produsele animale cresc degenerarea. Toate produsele vegetale opresc degenerarea și cresc regenerarea. Acum începe cuiu. Produsele animale fac o nenorocire. Umblă la niște centre micuțe și ca să nu strice tot, fac o dezvoltare nebunească a celulelor. O hematie, o globulă albă, ați auzit de ea, sau un leucocit, o globulă roșie, să spunem, de exemplu, o hematie că e roșie, trăiește 120 de zile. După 120 de zile, adio desmuceațios, s-a terminat. Și vine alta în locul ei. E bine, ritmul ca în sângele nostru să distrug 120 de zile a 120-a parte din celule morți și un echilibru formidabil de miliarde. Înțelegeți? E bine, dacă mâncăm alimente care nu sunt bune, se dezvoltă mai mult decât trebuie. Și ăla e cancerul. Cancerul este o dezvoltare nebunească a celulelor. Nu mai respectă ritmul. Deci, pe de o parte, degenerare, scleroză ce este. Aud? Cum îi zice? Omul e sclerozat. Uiți. Roza. Tante Roza. Distrugerea. Pe de altă parte este regenerarea. Ei bine, cancerul este o nebuneală. Și atunci, vitaminele B și în special B6 și B12 în cantități mari sunt foarte periculoase. Ele dezvoltă mai mult decât trebuie. De aceea să vedeți că în organismul nostru creatorul a fost ca vitamina B12 să fie în cantitate imens de mică.
Nouă ne ține depozitul 10 ani de zile, vitamină B12. Și avem nevoie de un microgram pe zi, adică a mia parte dintr-un miligram pe zi. Din ce cauză? Că dacă asta e cantitate mare, suntem numai buboaie și numai tumori în noi. Și atunci e cantitate mică. De aceea nu recomand nimănui, atenție, să ia vitamina B12 sau vitamina B6 dacă nu verifică cumva că are niște tumori ascunse pe undeva. Are o doamnă fibromuterin. Un fibrom. Și mănâncă multă vitamina B12, la crește ca pâinea. Dar în ce e vitamina asta? În ce se găsește? În ce găsește vitamina B12? Aici e foarte interesant. Vitamina B12 apare în flora microbiană din intestinul gros. Și vegetarienii sunt în pericol să n-aibă vitamina B12. Dar în ultimul timp s-a dovedit ceva foarte interesant. Că între dinți mai rămân resturi. Și microbii formează vitamina B12. În nas, în faringe, se fac cantități minime și cam o zecime de vitamina B12, bibliografie 2006. Ne ajunge cam o zecime din ceea ce avem nevoie să fie luat din etajul superior. Că și poți să nu te speli pe dinți, să zicem. Nu, dar nu, adică se dau un exemplu, nu? Și să te trezești că dezvolți cancerul. Cât te speli pe dinți, tot rămâne puțin ter. Dar flora aia o distruge. Nu se fac cantități mari dacă e de micro-micrograme. Cantități de picograme, gamma-grame, adică cantități foarte mici. Dar se fac totuși. De aceea prima acuzație a celor care o să fiu întrebat și care nu mănâncă deloc vegetarie, de unde e B12? Și atunci, o fiolă de vitamina B12 are 1000 de gamma. Deci dacă eu mă simt că n-am B12, fac o fiolă și mi-ajung 1000 de zile. Câți ani sunt 1000 de zile? Da. Și atunci, e un pericol de vitamina B12? Nu este. Dar, din nou, repet, vitamine B6 și B12. Uite, cineva... Apare magme B6 și alte medicamente. Când e B6, mare atenție. Deschideți urechile mari. Să n-ai și tumori. Și faceți cumva, nu cumva, am o anoniță. Dar nu o fi și până unde cine știe ce. Și B12 o dezvoltă. Alexandra are 20 de ani și zice că începe să creadă din ce în ce mai mult ce spuneți. Din ce produse vegetariene pot lua proteine în afară de produsele din carne? Spuneți-i așa, domnișoare, care... Marian întreabă, noi ce e Marian, Marian deja. Domnule Marian, în linte, fasole, soia e de 2-3 ori mai multă carne, proteine decât în carne. Așa știam și într-un kilogram de soia e mai multă exact. Proteină decât în carne, într-un kilogram de carne. Cam 10-12-15% și din care iei cam 15% arunci afară, care nu poți mânca ca atare. Are resturi, are zgârciuri, are înăuntru grăsime, nu? Și au arunci. Uite, o întrebare legislativă. Stați puțin, că ori arunci. Pe când dacă mănânci soia, n-ai ce arunca. Ai soiei, de aici soia. Soia omul. Soia omul. Care are proteine. Și atunci încă ceva. La sportiv se dă proteină din soia. Excelentă. Petruș Neacșu zice, în făină se va introduce obligatoriu supliment de fier și acid folic. Asta e la propuneri legislative. Și acidul folic, împreună cu B6 și B12, fac înmulțiri. Pentru că, în general, acidul folic apare, asta, folicul nu l-aș pune, în tot ce e verde, în foi. Și dacă le dai o salată bună, nu mai e nevoie de acid folic. Dar celelalte nu e rău să mai bage de asta. Interesant. Dar vă spun încă ceva. Da. Tot ce face omul face prost. Mănâncă omule salată și nu mai introduce tu. Nu vor să introducă în legislație, da? Pe site-ul Ministerului Sănătății, așa cum e sare, ceva. Iodul în sare. Ascultați puțin. Da. Eu nu zic că nu vor să facă bine. Eu vă spun așa, iar de nou, ca un savant, ca un om care citește, eu nu sunt savant, eu sunt simplu om. Am zis cuvântul așa ca să glumesc. Deci un om care are de știință, că sunt un om care studie știința. Tot ce face omul este inferior ce a făcut natura și Dumnezeu. Și atunci, dacă mănânci foi multe, ai mai mult acid folic decât dacă îți pune nu știu ce acolo. Nu știu, întâi, e acidul folic. Cum îl formezi, cum îl dramezi, cum îl pui, cât rezistă, cum nu e atacat. Pe când în de tot știi ce e interesant? Că am realizat un lucru interesant cu emisiunile astea două. Spuneți, zice, domnul. Și vă citesc, bună seara, sunt un băiat de 19 ani, am o viață activă, sunt în ultimul an la liceu, am foarte mult de învățat, fac sport destul de des, de 4 ori pe săptămână. Vreau să mănânc sănătos, dar nu am destul de multe cunoștințe în domeniu și nu știu cum să fac să mănânc sănătos. Și omul vrea niște sfaturi. Auziți o să vă puțin. Dau mesajele când avem timp acum să... Mine asta? Auziți puțin. Oamenii încep să se trezească. Care e imnul nostru, domnul? Care e imnul României? Deșteaptă-te, române! Trăiem în minciună!
cu părere de rău, așa zisa știință sovietică, nu m-a neamințit. Jumătate din adevărurile pe care le-am învățat sunt greșite. Și în sfârșit oamenii încep să gândească, mai ales tineretul. Felicitări, tineret! Uitați, Adina zice, urmez de mulți ani acest mod de viață vegetarian și e minunat. Întrebați-l, vă rog, pe domnul nutriționist despre ciocolată. Sunt dependentă și cred că am probleme. Mulțumesc mult, Doamne ajută! Da. Multă lume întreabă de ciocolată. Am văzut la mesaje, eu nu știu de ce, eu nu mănânc ciocolată, dar nu înțeleg, probabil că sunt mulți oameni dependenți de ciocolată. Ciocolata are înăuntru o nucă specială de cacao. Ați auzit de ea? Și puțină cafeină și toate derivate din acestea. Acum să vezi ceva interesant. Cafeaua dă dependență. Cafeaua. Și iată cum o dă, să vedeți. În organismul nostru avem niște sisteme care ne liniștesc. Era un om și mergea cu căruciorul. Și copilul urla și el spunea, stai cu minte, Cristofor, stai cu minte, Cristofor. Cică cine e Cristofor? Copilul, cică sunt eu. El permanent se liniștea. Cică, ălă, le iau și l-ar, ați auzit cum un tată a luat copilul că plângea și l-a aruncat jos. O faptă neinteligentă. Da. E, când plânge copilul, îți vine să faci o faptă nerațională. Atunci ce faci? Te liniștești. Avem în creierul nostru sisteme care ne liniștesc, nu? Când domnul Mărarul mă enervează de nu mai pot, eu ce zic? Stai cu minte, stai cu minte. Și acest sistem mă liniștește, înțelegeți? Mă calmează. E bine, în momentul în care beau cafea, cafeaua spune că te liniștesc eu. Și substanța aia, dopamină și care mai sunt în interior, nu intrăm în amănunte să nu sperii pe lume, serotonină, zic, domne, știi ce? Noi nu mai suntem activi dacă e cafeină, asta să te lase ea. Și atunci cafeina face ea sistemul să liniștească. Și când te enervezi, simți că nebunești de cafea, de cafea. Și omul devine dependent. Pentru că substanțele naturale ies la pensie. De o cafea ăștia în cubei ca să te agite, adică nu ca să te liniștească. Da, mi-auziți puțin. Pe de o parte agită, pe de altă parte de dependență. Că dacă nu o iei, începi să tremuri. Și după aceea, când o iei, te liniștești. Că lipsa ei te cheamă. În sensul ăsta, am înțeles acum. Da. Adică, alcoolul, nu? Am văzut un tip, o dată mi-aduc aminte, nu pot să uit. Dădeam ceva la Xerox. Și vine unul și nu mai pot, nu mai pot, dă-mi apă vie, apă vie. Zic, ce-o fie aia, domne? Și o sticlă de aia de rachiu, o bea toată și nu mai tremura. Alcoolul, în general, face urât, dar în cazul respectiv... De niște, dependență. Și acum, cei care fumează, cei care iau alcool, alcool, tutun, cafea, dau dependență. Și vieții de ei devin niște avocați și zic, domne, mie îmi place, eu râd de tine că nu fumez, dar am rândul lui spune, dar nu pot. Pe când eu pot oricând să fumez, domne, nu vreau. Dar sunt liber. Un om care fumează nu e liber. Unul care mănâncă ciocolată nu e liber. Atunci, știi, o perioadă de 3 săptămâni de abstinență, ca organismul să spună, te chinui, da, lasă că te liniștesc eu. Și dispare efectul acesta de deținere, 3 săptămâni. Și vă rog, rețineți încă un lucru, să scrieți aici frumos, uite aici pe perete. În 3 săptămâni ne formăm obiceiuri noi, în 3 săptămâni, nu în 3 zile. Deci orice obicei nu, să te scoli dimineața, să te înfrânezi, să nu mai bei cafea. Să te scoli dimineață, să te liniștești, să mănânci dimineață bine. E nevoie de 3 săptămâni. Așa ai făcut organismul. Face tot un stereotip dinamic și apoi nu mai gândești. O mașină mică. Nu poți să fii șofer bun măcar de 3 săptămâni să stai cu volanul în mână până începi să ai reflexe. Atunci apar reflexele. După 3 săptămâni încep să apar reflexele. Irina, ia uitați ce zice Irina. Irina. E o plăcere să vă auzim, să vă vedem. Am o mare neîndumerire. Soțul meu are 1,72 de centimetri, 77 de kilograme, mănâncă la prânz foarte puțin, o salată cu piept de pui sau o ciorbă, seara pe la 18 mai mănâncă morcov ras cu puțin orez fiert în apă cu sare și între mese fructe, cel mai mult mere. Nu reușește să slăbească și are puțină burtică. Ce să facem? Doamna Irina e preocupată de caroserie. Vreți dânsii că dacă ar face puțină aritmetică, totul ar fi foarte bine. Dacă domnul, soțul doamnei Irina, mănâncă 3000 de calorii cu sistemul dânsului și consumă numai 1500, ce se întâmplă cu 1500? Deci ar fi multe calorii în acest... Exact. Da. Interesant. Dulcele, atunci trebuie să facă. Păi să facă așa, luni, miercuri, vineri, regimul Stroiescu, numai supă, să meargă 2 ore pe zi și dacă nu o slăbi să-mi spui mie... Am înțeles. Virgil. Da. De sub regimul Stroiescu e cu supă. Păi supă încă ceva. De ce cauză? Nu trebuie să lasă stomacul gol. Regimul Supescu. Nu trebuie să lasă stomacul gol. Că dacă e gol, face omul urât. Pe când dacă îi dai câte ceva, 800 de calorii pentru creier,
omul nici nu simte că nu mănâncă. Deci creierul cât are nevoie? 800 de calorii? Cam 800 de calorii spre 1000. Mamă, ce de mesaje vin aici, am înnebunit. Spre 800, cam 1000 de calorii, înțelegeți? Și el este hotărât și nu suferă. Momentul în care nu-i dai, trebuie să ia energie din grăsimi. Și energie, apar corpi cetonici, apar intoxicări și mai greu. Eu dau omului cam 800 de calorii să aibă pentru creier. Uh-huh. Apoi, stomacul e o pungă proastă. Dacă e goală, urlă. Dacă îi dai înăuntru orice, ca un copil, îi pui înăuntru suzeta, tace din gură. Dă-i apă și dă-i supă. Și atunci stomacul bea supă. Și omul spune, nu mai beau când dă supă. Și începe să scadă pofta de mâncare. Uh-huh. Și iar îmi dă supă, iar îmi dă, nu mai vreau. Atunci scade pofta. Că normal este așa, mi-e foame, cum câte un copil, uaa! Și mama îi dă de mâncare. Pe când îi spui, îți dau supă, ce nu mai vreau, nu mai vreau. Atunci, pe acel sistem, ăsta e mecanismul regimului meu, omul respectiv începe să-și piardă pofta de mâncare. Că, bă, supă, 30 de pe săptămână numai supă, da, mai, da. Mai mergi cu atâta bucurie. Dar dați-mi și mie o speranță, totuși, o șansă. Totuși, eu încă rămân carnivor. Adică mănânc și carne, în sensul ăsta. Nu, dar vreau să vă întreb că e mai bună carnea crudă sau cea gătită, dacă tot e dintre, care e răul cel mai mic? Bine, evident gătită e mai bună, e periculoasă cealaltă. Aha, e înaltă, e periculoasă. Și încă ceva, prin fierbere, proteinele cărnii se coagulează și devin mai digestibile. Mai ușor de tăiat. Mai ușor de tăiat. Am înțeles. V-ați liniștit, domnul? Un pic, dar mai am. Extraordinar, nu mai citesc toate felicitările. Lăsați-o, acum. Lăsați-o, da, da. Oamenii văd că vorbiți logic, aveți răspunsuri la toate și asta place. Doamne, oamenii, un orice om inteligent, începe să înțeleagă că mănâncă prost. Dar știi ce spun oamenii? Ce problema este că este o cantitate atât de mare de informații încât nu știu câte emisiuni v-ar trebui ca să ne poată spună cât mai multe și dacă noi putem să le acumulăm atât de repede. Vestea este că anunțăm episodul 3 atunci. Trebuie să mai facem și episodul 3. Am o propunere, știți ce? Printre altele, fie vom face un serial. Că vă zic, lumea... Păi facem un serial, gata. Auziți, facem un serial sau, dacă nu, eventual, închiriem o sală mare. Păi noi avem sala mare, înțelegeți? Mai mare ca sala noastră. Domnul, sala mare, înțelegeți? Și să țin niște cursuri în privința asta. Am înțeles, gata. Discutăm toate variantele, că deja m-ați convins. Puneți în calculator și vedeți cât îmi dați la sută. Hai să vă spun un secret. Ca să vedeți că păi normal că vă dau acum, cum să nu vă dau. Că sunt cinstit, da. Vă spun ceva. Am apărut până acum de foarte multe ori. N-am luat nici un leu de la televiziune până acum. Nu vreau să rămân așa. Dar am vrut să arat, auziți puțin, că nu o fac interesant. Și credeți-mă, ca să scrii hârtiile astea, dar nu e un păcat, stați un pic, dar de unde modestia asta? Cred că din cauza că am trăit în comunism așa, păi stați un pic, e normal să luați. Vreau să înțeleg, păi nu, eu până acum am fost amabil și cu însecate. Domnul doctor, eu n-am știut că... Și câte unii au uitat că totuși am și o stomac, nu și buzunar. Da? E, vreau să spun că sunt foarte amabil și aș vrea să facem un lucru foarte serios, înțelegeți? Dar să-l facem și echitabil. Și foarte cu mare bine. Plăcere, vreau să mă apuc, vă spun ceva, am un material acasă de ultimă oră și credeți-mă că am cărți de ultimă oră, din care ca să le scot pe acestea, îmi trebuiesc zeci de ore. Și am făcut totul sincer, ca să ajut. Hai să nu fac un patriot urât. Pentru oameni, sincer. Da, foarte bine ați făcut, dar eu... Poporul, nu trebuie, stați că nu trebuie să vă justifica sau nu trebuie să... Nu, v-am dat un exemplu ca să vadă lumea că nu fac din fanatism, nu mă ține nimeni în spate, mi-a dat nimeni niciun leu până acum ca să fac ceva sau să adun ceva. Ce am făcut, chiar am fost undeva, am ținut 77 de emisiuni și am spus, zic, totuși, ce, poate altă dată. Și am strâns mâinile și... Uite, noi astăzi suntem la a doua emisiune. Am vrut să lansez surpriza. Colegii mi-au sărit în cap. Nu. Păi dar tocmai asta mă gândeam. Pentru că adică e păcat să nu facem o serie de emisiuni. Deci, în mod normal, e nevoie în țara noastră. Și am spus-o și o spun din nou. De o educație în privința aceea. Și încă ceva. Sunt două mari ramuri. Hai să vă spun ceva frumos, că o să zâmbiți acum. Că până acum să stăți foarte morocănos. Eu sunt foarte încruntat, acum, așa, foarte rău. Auziți, noi avem patru mari reflexuri. Auziți puțin. Orientare, apărare, alimentație și procreere. Toate vin automate, ca la mașina de... Ați spus că sunt reflexe astea? Le facem fără să gândim. Copilul nu-i învăța să sugă. El știe că acolo va suge și nu îmi spune, uite ce, gura ta e o pombă aspiro-respingătoare. Dacă iei aer în plămâni și tragi, vei aspira. Dacă o faci, el știe așa. Pentru că știe în el tot, totu-i dat. Ramura sexuală,
că e târziu acum noapte și să nu doarmă noapte. Și ratul alimentar îs automatic. Dar trebuie învățat cum să le faci. Adică instinctual ești atras de ele. Dar tehnica trebuie să o înveți. Uh-huh. Și cu părere de rău, în țara noastră, problema alimentației și problema sexuală e nenorocire. Nimeni nu dă o educație. Și endocrinologii sunt cei mai avizați să facă educația. Am fost, mi-aduc aminte, în anii 72, vă spun o chestie foarte interesantă. Aveam nevoie de o sală. Și am venit cu secretarea unui liceu. Uite ce, domnule, dăm și mie sala 10 ore și îți fac 3 ore cu băieții, 3 ore cu fetele, 3 ore cu toți la un loc. Și așa a fost. Întâi când am apărut, tu elevi, cei cu ăsta, moșul, cei cu noi, după un sfert de oră, știți cum era, musca nu mișca. Și am început să pun lucruri exact cum vorbesc cu nevastă la chestiile sex, să vă dați seama ce intimități pe acolo. Nimeni nu zicea ceva. Deci, stați-vă, vestea bună e că vă pricepe și la sex. Acolo este de profesiune, aici de amator. Acum să vedeți mai departe. Bun. Am puțin. 3 ore cu băieții, 3 ore cu fetele, 3 ore cu toți. Toate catedrele, toți profesorii au venit la ultima oră. Și au spus, n-am știut în viața noastră, oameni pe la pensie și au, lucruri elementare care nu sunt învățate. Cât e ceasul? Și 22. 12 cât? 20. Gata, începem 20. O altă emisiune acum cu, da, sexul. Sau nu, aia e mâine, scuzați, așa, mâine, da, cu, deci, sexul. Deci vă spun, îs două sectoare. Și cu părere de rău, am tăcut până acum, au zis puțin, vin oameni total neavizați, care nu știu ce e un hormon. Și dau niște sfaturi în care mi-e rușine mie să ascult. Și bieții părinți își dau copiii la o parte să vadă ce învață sexologul. Trebuie învățate lucruri, da, foarte curat și foarte frumos. Nu-i nicio rușine să învățăm sexologie. Dar trebuie înțeleasă, la fel curat. Că să înțelegem că ăsta e mijlocul prin care se mulțește rasa. Gata, atunci am înțeles. Păi facem două proiecte atunci. Facem un proiect alimentar și un proiect sexual. Gata. E, trebuie să ne gândim, domnul. Tot negociem, știți? Negociem acum, închidem emisiunea, ne retragem pentru negocieri și mâine anunțăm rezultatele. Sunt foarte multe mesaje, din păcate. Totuși, uitați ce mare greșeală facem. Luăm somn oamenilor. Hai să vă spun un lucru interesant. S-a făcut o chestie interesantă. S-a văzut că sunt 7 mari metode ca oamenii să știe și lumea ceva, ca un om să trăiască mult. Sunt 7 numai. Ia să vedem, 7. Prima, somn 6-8 ore. Domne, cine nu doarme 6, nu-i sănătos, să știți. Care e intervalul ideal? Domne, 6-8 ore. Sunt și aia care dorm noaptea. Deci 6-8 ore de somn. Deci o treime din viață trebuie să ne pierdem ca să fim sănătoși dormind. Eu încă nu știu ce Dumnezeu a făcut să dormim. Dar știu că e reală și necesară. 2. Atenție. Masa principală dimineața e pentru a trăi mult. O știm pe asta. 3. Mesele la oră regulată, să facă bioprograme. Nu mănânc, azi mănânc la 7, mâine mănânc la 11. Poi mă mănânc la 2, la 4. A treia condiție să trăim mult. A patru, eliminăm alcoolul, care e un toxic. 5, eliminăm cafeaua și fumatul. Dar ajungem la 7, care ritmul ăsta nu ajunge. Vreți altfel. La mănăstire ajungem acum. Îl diminuăm, poftință. Hai să spunem că... Deci, țigări și alcool și cafea. Punctul 6, foarte aproape suntem. Oră de mers fiecare zi pe jos. Cine vrea să trăiască. Avem 40 de kilograme de mușchi. Alții au mai mult. Dar cam așa avem. S-au alergat cât? Dacă în loc de o oră... Jumate de timp. Jumate de alergat. Da. Auziți puțin. Sex, dacă nu avem timp nici de alergat, nici e de asta... E de la mișcare, domnule. Important e că tot sectorul ăsta. Păi eram din sectorul ăsta. Dați așa, poate, domnule, 5 minute, 2 minute. Domnule, oamenii calculează. Eu am spus, e nevoie de o oră. Facem printr-o o formulă logică cât e nevoie. Am deci spunem așa, o oră de mișcare pe zi. Și ultima, o greutate constantă. Cine iar slăbește și viază, își scutează viața. Vă rog, rețineți. Cei care sunt obezi trăiesc de 3 ori mai puțin decât cei obișnuiți. Verificat asta. Deci, repet, somn 7-8 ore. Uite, noi lăsați-mă o pâine să repet, să văd dacă am notat aici, dacă am fost cu minte. Da? Deci, somn 6-8 ore. Da. Masa dimineața. Preferabil noaptea. Preferabil noaptea. Pentru că atunci e întuneric. Când e lumină, se dă peste cabioritmul. Masă dimineață, masa consistentă să fie dimineață. Asta e clar, nu? Mesele să fie regulate. Da.
4.4 ăsta aici e fără alcool în sens, deci, nu, diminuăm alcoolul. Da, deci diminuăm. Cât mai puțin alcool, cât mai, ca să fim rezonabili, păi, să fim reali. Zice unul, zice, eu beau 6 sticle și o să beau 5. Deci hai să fim reali. Deci nu e niște oameni din mănăstire. Da. Corect, diminuăm. Cât mai puțin alcool. Deci vă dau care e codul meu acum. Mai puțin cofeină. Punctul 5, cafea mai puțină. Da. Și țigări deloc. Sau mai puțin. La țigări ce facem dacă fumăm totuși? O salată după. Neapărat. Te țineți minte amănuntul ăsta, că e aur. Dar stai să și vă la fuma ce... la fel. Deci și la fuma, și la alcool. După o friptură, domne. Dar de imediat cu friptul, salata, domne. Deci este interesant. Deci poftim, nu scoateți. Dar băga salată în plus, domne. După un chef din ăsta, termin cheful salată. Cu... Dalea, bai salate. Hai să vă spun un lucru. Am stat și la o adunare, e foarte interesant asta. Excepțional. Să se termin un pic, numai o secundă să termin. Deci, punctul 6, oră de mers zilnic, pe jos. O jumate de oră de alergat sau 5 minute de sex. Că se spune că sexul e 18 km de alergare, nu? Nu intrăm în amănunte, nu? Aoleu, dar putem să intrăm un pic. Și 7, greutate constantă, fără fluctuații. Am fost într-o zi la o adunare ăsta de oameni naturiști, m-au chemat și pe mine oameni care au un regim mai special. Auziți? Și am fost și eu printre ei, n-am fost ales, m-am băgat, dar am stat și eu acolo. Și am terminat ședința la 4. Până am ajuns acasă, a făcut 5. Am stat jumătate de oră, m-a țipit, se făcuse 6. Vă dați seama ce odihnit eram, că pe acolo n-am stat. Eu sunt un om activ, așa am mai spus, am mai zis, așa. Dom'le, și eram obosit. A doua zi aveam vreo 30 de pacienți. Ce crezi că am făcut? Am luat niște morcov și am făcut un pahar în acela plin de suc de morcov. L-am băut cu două felii de pâine. După 3 minute, parcă de departe vezi albind, s-a învățit ceva cu mine. Până la ora 6 seara am avut energie ca și când am dormit perfect. Pentru că sucul ăla, seama aia, sângele din morcov, a intrat în sângele meu și a, aici e foarte interesant, a înlocuit niște microsubstanțe pe care eu le făceam în timpul somnului. Uh-huh. Și morcovul ăsta mi-a dat ca și când eu aș fi dormit. De aceea eu cred în apele minerale. Uh-huh. Apele minerale au niște structuri foarte delicate, așa, foarte finuțe, dantelate, cu microelemente, tabelul Mendeleev are câte 100 și ceva. E bine, toate se găsesc în toate fructele, dar proporții deosebite. Uh-huh. De aceea când bei ceai de crușin, ești ca... Cum ceai de? Crușin. Crușin, da, nici n-am auzit. Crușin este un ceai, când după ce îl iei, trebuie să ai la tine hârtie igienică în buzunar. Uh-huh. Iar dacă mănânci coarne, trebuie să stai liniștit 3 zile. Pentru că e schimbat aceste microstructuri care vin și deschid și închid niște sectoare în tubul nostru digestiv. De aceea suntem deosebit de complexi. Haideți să terminăm cu un mesaj din Spania, pentru că ce nu vă spuneam e că Spania, ne vedem în toată lumea, nașul se vede în toată lumea. Așa, zice, mă numesc Dana, trăiesc în Spania de 7 luni, am fost mereu o fană a emisiunii, vă mulțumesc. Mă confrunt cu o mare problemă, m-am îngreșat 10 kg de când sunt aici, nu mă simt bine și tot ce mănânc nu mă ajută să slăbesc sau să mă simt bine, pentru că mai nimic nu e natural. Înainte de a pleca din țară, eram aproape vegetariană și aveam o condiție fizică bună, mă simțeam bine. Aveam 1,62, 46 de kilograme, acum sunt simt nevoia să mănânc și carne, pentru că simt că nu e suficient doar cu legume. După ce v-am ascultat și în seara asta, știu că voi deveni vegetariană, am găsit un milion de motivații, vă mulțumesc și vă admir, mulțumim, continuați să ne informați. Avem nevoie de o seară de... Spune din nou, deci, eu nu susțin să facă vegetariană. Eu susțin să gândească. Și dacă o face, o face dânsa, nu eu. Hai să vă fac o mică matematică, vezi ce frumos. O doamnă, un domn spune așa, domnule, eu simt că m-am îngrășat în ultimii 3 ani, m-am îngrășat un număr de kilograme. Și am făcut socoteala și a ieșit că în fiecare zi mânca 2 lingurițe în plus. Mm-hmm. Deci, dacă zilnic luăm câte o linguriță mai puțin și facem 5 minute în plus de mers, slăbim. Încă un amănunt pentru domnișoara. Vă rog, rețineți și toată floarea românească din pe toți să rețină acel lucru. Nu slăbim prin regim, ci doar prin mișcare. Grăsime însemnează energie care nu se pierde nici cu medicamente, nici cu regimuri, ci doar mișcând. O consumăm. Iar regimul nu face decât să nu ne îngrășăm. Ideea, dăm un regim să slăbesc, e ceva nu foarte inteligent formulat, dar e foarte bine zis.
eu consum energie și vreau să mănânc mai puțin să nu mă îngraș. Deci, omul slăbește doar și singur lucru prin mișca. De aceea zic, mișcărică-i de aur, mâncărică-i de argint. Întâi mișcarea. Deci orice om care vrea să slăbească, un om care vrea să slăbească și nu se apucă să facă mișcare, e un caragios. Pentru că și irațional îi merge mintea. Un om care doarme și nu mănâncă nimic, nu slăbește. Pentru că n-are ce consuma. Sau foarte puțin. Un om care... De exemplu, puteți mânca 3.000 de calorii. Dacă consumați 6.000 de calorii, slăbiți. Cu 3.000 de calorii. Cu 4.000 de calorii. Dar lucrați de 10.000 de calorii. Deci nu contează cât mâncăm, dacă vreți, până la urmă. Un maratonist care alergă 42 de kilometri și nu știu cât, slăbește 3-4 kilograme în aceea zi. Pentru că merge 40 de kilometri. Și atunci, care e singura șansă ca să slăbim? Mișcarea. Mișcarea. Deci că... un om... Nu, am și o soluție. Slab, da? Auziți puțin, nu știe să mănânce și dacă nu schimbă stilul de viață, se joacă cu el însuși. Trebuie schimbat stilul de viață și trebuie să facă mișcare. Vă rog, domnul. Nu, ziceam că ar merge, deci, cum a spus, mâncărica e de argint. Mișcarea de aur. Mișcărica e de aur și sexulică e de platină, probabil. Domnule, are, intră, facem o emisiune intră, și pe sex. Domnule, intră în capitolul de mișcare, momentan. Ca să... În cadrul există. Bine, să nu amestecăm lucrurile. Știți ce cauză? La sex e o anumită intimitate, pe la care oamenii sunt pregătiți. Aici, când punem problemele astea, oamenilor se pare că nu suntem foarte, foarte... Serioși. Adaptați emisiunii. Problema sexului nu e o rușine. Păi nu, dar nici n-am spus că e o rușine. Și atunci nu trebuie amintite decât în cadrul ca să poată sfințea, să mă rămâne o glumă. Nu, e foarte serioasă. Și trebuie discutat exact la parametrul respectiv. Sunt pacienți care eu știu că au o deficiență în privința asta cum intră pe ușă. Și sunt niște semne care sunt clare și care se rezolvă extraordinar de bine, acest capitol fiind unul din cele patru instincte, și aceea nu glumim cu ele. E frumos că punem ca piperul. Dar e un sector foarte serios, care trebuie rezolvat și înțeles. Și dacă lucrurile se înțeleg, uitați cu alimentația. Nu, multe râd, de unde e fiert, dar de unde... Luați-le pe rând, nu mă grăbiți, că vă spun absolut tot. Uitați aici ce hârtii sunt. Mulțumim, am și o rețetă de slăbit telespectatori în această seară. Ca să-i slăbim pe telespectatori, așa, trebuie să facem noi doi niște mișcare. Da. Ca să... Și eu zic, nu mă slăbiți, domnule. Da. Vă mulțumim mult de tot. Mare sper să nu ne slăbiți și să... Continuăm. Mie îmi place cum decur discuțiile noastre, sunt interesante. Ne revedem. Dacă vă place, sincer să vă spun, vin aici pentru că îmi place. Că dacă nu mă obligă nimeni și dacă nu mi-ar place... Nu, asta vreau să spun și eu. Sper să vă spun foarte clar, nu vă supărați, ajunge, am fost odată, mi-am făcut norma în fața țării, acum lăsați-mă. Dar acum nu vă mai lăsăm noi pe dumneavoastră, știți cum e, ne înțelegem, am spus, să vă spun de ce am acum pornim cu confidențe. Dom'le, mi-am dat seama că știu niște lucruri foarte frumoase. Și cu le știți, mi se pare mai mult. Nu-i păcat că văd atâtea milioane de oameni, atâtea milioane de oameni, nu le știu. Și sunt dezinformați. Și des ori se întâmplă că minte poporul cu televizorul. Se spun lucruri neesențiale, lucruri care nu sunt... Prea bateți câmpul cu lucruri care poate ar trebui, care nu necesită interes decât alimentația. Suntem cei mai bolnavi oameni din Europa. Haideți să puțin să ne vindecăm și noi. Că întâi să ne vindecăm mintea și vă garantez că ne vindecăm și trupul. Nu, dar acum să nu mă certați că eu am făcut emisiuni de câte ori am găsit pe cineva care vorbea acum, de cât de cât, că știți cum au apărut pe piață tot felul de... Vrei să vă cer? De circare pe piață. Eu de mult vă simpatizez și au trecut vreo 2 ani de când tot apar și nici atâta nu mi-ați făcut. Nu că aș fi avut nevoie, dar m-aș fi bucurat și acum bucuria este mare. Știți cum e, mintea nu e tot timpul atunci când mintea românului de pe urmă... Doamne, mintea românului, da. Eu vă mulțumesc, sper să ne mai revedem într-o formulă inedită, spun eu. Vă mulțumesc, noi ne despărțim, uitați câte mesaje și încă nu sunt toate, din păcate n-am avut timp, dar promit să le păstrăm și să le răspundem într-o altă conjunctură. Să le spunem noapte bună, să ne scuzăm că le-am mâncat noaptea. Da, să nu dea vina pe mine. Într-un fel o metodă. Chiar o să găsim. Și bine. O să găsim. Da. Și ne revedem mâine seară. Mâine seară este o seară de sex și politică
cu Pascal Bruckner, celebrul scriitor, va fi în direct la Nașu. Aștept întrebările dumneavoastră, mesajele dumneavoastră în franceză sau în engleză. Iar până mâine seară, vorba mea, dacă trebuie să pun așa, să mâncați bine și să fiți iubiți.